Salutare! Noi suntem în Dodi. Astăzi continuăm discuția cărții Etica Libertății de Murray Rothbard. Astăzi vorbim despre capitolul 12, autoapărare, și 13, pedeapsă și proporționalitate. Da, înainte de a începe discuția, o să vă rugăm să vă faceți datoria de a participa la emisiune. Jos aveți un buton de like, share, subscribe, toate bune și frumoase. Prin descriere mai găsiți link-uri către alte locuri în care mai suntem noi pe internet și, de asemenea, dacă sunteți cu dare de mână sau cu o dorință nețărmurită de a ajuta libertatea în România, o să găsiți jos două link-uri către Crypto și Patreon, pe care vă invităm să le vizitați. Rothbard vorbește în acest capitol despre dreptul la autoapărare. Dacă ai drept la proprietate, ai dreptul și să te aperi. Un concept important este cel de amenințare cu inițiarea violenței. Deci ideea e că o agresiune nu ar fi doar că cineva îmi dă cu un topor în cap. Deci, acolo clar avem o agresiune. Cineva folosește corpul fără consimțământ. Toporul ăla nu prea avea ce căuta. Capul meu fiind proprietatea mea. Poate apăra obiecția asta. Păi și dacă cineva doar îndreaptă arma spre mine, nu trage efectiv, eu ce fac? Stau să ajungă glonțul la nasul meu? De asta e important conceptul ăsta de amenințare cu inițierea violenței. Deci nu folosirea efectivă a violenței, ci și amenințarea este o agresiune. La Rothbard. Că simplu fapt că la îndreaptă arma spre mine sau se apropie cu un topor amenințător este o agresiune în termen. Este o amenințare cu inițierea violenței și sunt îndreptățit să folosesc forța împotriva lui. Bine, dar Rothbard are grijă și referitor să la specificitatea acestei amenințări. Adică ea trebuie să fie într-adevăr iminentă, nu de genul, păi s-a plimbat unul cu un cuțit pe stradă, m-am simțit amenințat, i-am fript una în cap. Nu. Sau deschide, cum mai au unii pe tema asta, cum le place unor libertarieni să zică, păi dacă cineva își ia arme nucleare, reprezintă o amenințare iminentă pentru mine. Nu. Nu. Astea tot ar fi ceva, dar să zic și cazuri mai subțirisime, cum ar fi că, nu știu, citește nu știu ce carte și citind acea carte, de exemplu, citește o carte cum să faci o crimă perfectă. Poate găsești vreun nebun care chiar imită acei pași. Și sunt oameni, chiar era un film, primul amendament. Ideea e că e sancționată editura. Asta nu s-ar întâmpla în libertarian. Nu e. Libertarianism, oamenii au liber arbitru și ești pedepsit doar dacă ai inițiat o agresiune, nu că ai făcut un film horror sau ai scris o carte. Stai, deci de care ar fi fundamentele? Deci omul e proprietar, în primul rând pe corpul lui și după aia are proprietăți. Poate să le apere, exact să nu fie folosite, poate să oprească orice folosire a proprietății lui fără consimțământul lui. Nu? Formulată în felul ăsta. Și după aia când... Asta e complet evident. Oprești orice încălcare, agresiune, stricăciune. Bine, Rothbard chiar o dă și mai departe. Zice că dacă nu ai voie să oprești din nu știu ce motiv, nu mai ești proprietar, nu mai ai un drept absolut de proprietate acolo. Da, înseamnă că altcineva are dreptul de control acolo, nu? Și partea asta cu amenințarea, aici toată lumea se încurcă în diverse părți ale spectrului. Dar dacă eu mă apropii de tine, încă nu ți-am făcut nimic, doar am agitat o armă. E și o doză de subiectivitate uneori, știi? Din poți avea care să nu cadă de acord asupra cât de mare e amenințarea. Dacă l-a avea pistolul tău că e amenințarea, n-aș da amenințare dacă îl îndreptă spre tine altceva. Deci eu nu știu dacă funcționează chestia asta pe care am încercat să o adun aici. Deci oricum, Rothbard zice că
Evident, cum e și în sistemul legal actual, el zice că neapărat trebuie să fie palpabilă, imediată și directă amenințarea. Clear and present danger, cum zicea Mulgescu. Clear and present danger. El și tradiția constituționalistă americană. Și aici distinția față de ce se gândește mai toată lumea ar fi distinția față de riscuri percepute. Lumea percepe tot fel de riscuri. Uite, ca în exemplu tău cu bomba. Dar nu, Valia, a fost delicat acolo. Știi că acolo puteai admite, domne, o bombă nucleară două de acuși. Nu e ideea că lumea exagerează pe orice, știi? Orice e risc. Orice este risc. Da, dacă mai țineți minte, acum un an, doi, pandemia. Era pandemia, care era un risc inacceptabil. De cum... Nu știu dacă țineți minte scene în care erau oameni bătuți că nu vreau să poarte mască în metrou. În alte țări, e adevărat, era în Spania cea nebună, dar nu contează. Adică când spun Spania cea nebună, mă refer la partea nebună a Spaniei, aia a Catalunie. Da, oricum. Nu, și Spania e... Și restul Spaniei e stângistă? Uite-te la sitcom-urile spaniole. Deci e destul de avansat. Da, într-adevăr, a zis bine Vali, asta a fost problema în pandemie, inclusiv polemica între libertarieni, asta a fost despre clear în prezent, danger. Poziția noastră a fost că e agresiune dacă e la 2 metri, inclusiv dacă e infectat. Poziția altor libertarieni români a fost că trebuie să stea în casă, e amenințare. Deci eu mă gândesc că poziția libertariană e cea mai tolerantă filozofie politică. Ține foarte mult la ideea de libertate. Te întinzi cât poți de mult. Deci chiar dacă e infectat, îl lași să plimbe. Deci dacă se apropie la 2 metri, devine clear and present danger, devine un pericol, devine o amenințare, devine o agresiune. Și nici măcar, adică ar trebui să știi sigur că e infectat, nici aia nu e o certitudine neapărată, dar să zicem că poți să o dai. Mai poți să dai. Mi se pare foarte important în capitolul ăsta că subliniază mereu că trebuie să existe dovezi. Deci dacă ai dovezi, atunci poți să faci dreptate, să-ți faci dreptate singur, cum se spune. Pai cum, you took the law in your own hands. Dacă faci dreptate, atunci trebuie să ai dovezi, așa cum și vigilant. Păi nu, că vigilante deja e încărcat. Da, ăla e. Și a dreptatea în propriile mâini. Nu, și pe altora. Operează și... Bine, Rothbard are aceeași atitudine ca și Hummer. Accept ca principiu să te bagi. Poți să te bagi. Se aperi pe ea dintr-un sat, să zicem. În 7 samurai sau unde era. Iată, ca unii și poți să te bagi, să-i aperi. Să-i numele lor. Avantajul tribunalelor ar fi că ar fi avantajele astea epistemice, că na, ai probe mai solide. Mă rog, ne place să credem. Ai avea un filtru epistemic mai bun, adun probe, nu știu ce. Deși uneori poți să ai vigilantele. Da, noi când ne uităm la filme, deci când eram noi mici și ne uitam la filme cu Van Damme, cu... cam era clar agresorul, deci nu erau probleme. Vigilante era... Te asigurase de... Da, bine, filmele cu Van Damme nu sunt filme cu Columbo, știi? Da. Dar, uite, spune Rothbard exact de chestia asta de care ai adus aminte mai devreme, că cât de mult te poți întinde cu dreptul la autoapărare și că tocmai asta spuneam că a fost problema în pandemie, că mulți s-au întins mult mai mult. Și zice Rothbard aici, efectiv așa întreabă, cât de... mult se poate întinde dreptul la autoapărare a persoanei unui om sau a proprietății sale, iar răspunsul de bază este până când începe să încalce drepturile de proprietate ale altora. Ori în pandemie s-a întâmplat asta. Dacă te închide în casă, ți încalcă. Dreptul de proprietate asupra corpului, dacă tu vrei ca acel corp să fie la mol, el de fapt e în curte sau în casă, că cineva îți folosește proprietatea fără consimțământ, adică în termen rothbardian are loc o agresiune din partea statului. Da. Și asta nu e o interpretare aioristică, filozofică, nu, așa a simțit toată lumea.
mare parte din populație încoace, așa. Așa a perceput-o. Cum ar zice Sauel, trebuie să fii un intelectual să o vezi altfel, știi? Doar un intelectual poate. Înțeleagă altfel. Nu știu dacă intelectual sau doar dus la facultate. Se referea în general, nu strict pe restricții. Da. Nu m-am uitat pe poziția lui pe restricții, dar sunt sigur că a fost antic. De bătrân era și tot, cred că a ținut pe libertate. Dacă mintea e încă intactă, știi? Mm. Așa cum îl știm, sigur era. Ok, și iarăși, ca la cafenea, da? Ce, că vorbim un pic mai devreme despre niște particularități ale dreptului ăsta la autoapărare, niște particularități ale felului în care se percepe amenințarea și vin discuții de genul, păi ce fel de amenințări luăm în calcul atunci când? Și trece și Rodbard prin câteva aici, una dintre ele zice, se strâng unii să organizeze un boicot. E aceasta o amenințare, adică îi face rău unuia, de exemplu, da? Dar de ce? Că îi reduci vânzările sau ceva? Ce? Nu îi face rău. Îi face. Dacă îi reduci vânzările, nu vrea să fie reduse vânzările. Dar ideea e că nu e o agresiune, știi? În sens tehnic, nu e agresiune. Agresiunea trebuie legată de... Îi provoacă... Nu e legată de... Da, de... Nu ești obligat să-i prezervi lui valoarea la, nu știu, la vinde pufuleți. Tu să zicem, îl vorbești de rău și scade valoarea la pufuleți. Asta nu e o agresiune. Agresiunea e dacă te duci și iei pungi și ajungi pe acolo. Faci scandal, deci dacă pui mâna fizic pe... Dacă ținem minte din ce am discutat la capitolul când discutam de Manifestul Libertarian, tu poți și minți despre pufuleția lui. Adică nu trebuie să fie neapărat adevărat ce spui ca să îi creezi o penurie în vânzări. Da, da, poți să minți. Și tot nu e o agresiune. Da, asta pentru mine e foarte deranjantă cu minciuna. Poți să zici o minciună, dar atâta vreme cât e ca și cum eu aș încerca să îl conving pe Vali că Costel nu e simpatic. Asta unul că e părerea mea. Problema cu minciuna, deci câtă vreme e o chestie care e doar o părere, trecem peste. Alea nu sunt minciuni. După aia poți să ai minciuni care sunt despre fapte. Alexandru, cineva zice Alexandru e un hoț. Nici asta nu era despre fapte, era despre niște fapte subiective, că asta exact, era percepția ta, poate alții au alte percepții. Nu, că pot să spun că îi face cu căcat pufuleții. Scuzați expresia, dar știi, ăsta deja nu mai e o percepție. Ideea e că tu nu ești obligat să-i prezervi valoarea lui. Asta e Iția Rodbartian. Ești obligat să nu folosești fizic, să stricăciuni fizice. Nu-i tragi un pumn în ochi, de exemplu. E clar că îi folosești fața fără consimțământ. Dar dacă îl vorbești de rău, vorbitul de rău poate fi mai grav decât... Da. Cum dacă spui o minciună sau asta, poate... Da. Vorbitul de bine sau de rău poate să ne ducă mai departe în capitol unde vorbește despre incitare. Nu? Da, așa stai și aici. Adică... Lachează multă. Dacă ai un om care zice duceți-vă și atacați o instituție. Asta it's just like your opinion, man. El a zis niște cuvinte. Nu s-a întâmplat nimic. Sunt oameni acolo de dreapta care cedează și care spun că nu cumva la ei cauză. Zic de ce cred că cedează? Foarte mulți cad pradă la distinția asta pe care o mai facem mereu între ce e corect și ce avem astăzi. Ce se poate face sau cum sunt oamenii. Deci zici, păi oamenii sunt influențabili. Dacă le zici, uitați, ăla e de vină, de-aia n-aveți locuri frumoase, oamenii sunt influențabili. Ok, dar noi vorbim despre ce e corect ca să ne, să ne informeze, să ne influențeze. Dar ăla nu e cauză, chiar dacă admiți că e influențabil, ăla nu e cauză. Dacă nu se ocupați să uita la un film horror și influențat și face o tâmpenie. Da, și face niște crime. Nu filmul de film. Regizorul nu a făcut el crima. Deci e un fapt ăsta. Nu l-a făcut regizorul crimă. Păi da, a influențat. Orice influențează orice idee, că ăsta e un agent responsabil și e cauză. El a cauzat. Da, ăsta e răspunsul. Că orice influențează regizorul orice. N-a cauzat. Pot spune că regizorul a cauzat gândurile lui de a, de a creat o stare de spirit, o dispoziție de asta. Care da, într-adevăr. A zice că sunt mai mulți factori care sunt la mijloc. Unul dintre ele, să zicem,
este, nu știu, lipsa asta pe care foarte mulți tind să o acorde. Adică, de fapt, nici nu, lipsa nu e corect spus. Furt. E practic un furt, un furt al agenției. Da? Tu nu mai ai agenți, da. nu mai ai agenție, nu mai ești actant asta moral. Asta reproșează și Rothbard. Oamenii ăștia uită că oamenii au liber arbitru. N-ai determinismul ăsta. Acționezi ca o piatră. Să imprima cineva. Ce miști. Nu, tu. Deci alt om care a văzut filmul la horror. S-a culcat și... Nu s-a întâmplat nimic. Deci nu. Poate nici n-a văzut gurât. Și o vedem peste tot în lume și mai ales care e, pe de-o parte cred că e accelerată de tendința socialistă, că socialiștii au nevoie de o pătură în numele căreia să lupte, da? Pătura aia trebuie să fie neajutorată, că altfel ar fi capabilă să lupte și pentru sine, nu trebuie să vii tu, cultura activistă care s-a născut din chestia asta, adică e... determinismul ăsta. Determinismul nu cred că joacă un rol atât. Nu cred că joacă un rol atât de mare. Uite-te de exemplu la comunitatea trans și la tot scandalele care au fost legate de transfobie și așa, că vezi, domne, faptul că noi suntem transfobi, faci pe ăștia să se sinucidă și cumva ești responsabil că ei se sinucid pentru că vrei să nu-i spui lui Ion Maria. Adică ok. Poți. E posibil să fii contribuit la asta. Dar ți-am zis, e decizia lui. Nu ai pus tu lama pe vene, știi? El a făcut asta. Da, poți spune că ești de vină moral, dus, știi, de acolo. Nu știu, eu l-am vrut să-l duc la maximum de ridicol toată situația, da? Nu poți tu, niciun fel, din punct de vedere cel puțin libertarian, să fii responsabil pentru faptul că s-a sinucis altcineva. Adică, no way. Poți zice că ai influențat, dar nu ești cauza efectivă a acțiunii, că uite, ai o sală de clasă, nu știu, într-un liceu, niște colegi o vorbesc pe una de rău, nu știu ce, te sinucidești. Poți, e clar că a fost o influență, nu? Dar ideea e că n-au făcut ele efectiv. Sunt niște nenorocite, nu știu ce, dar n-au făcut, asta e problema. Asta e problema și cu ăla cu cartea, n-a făcut crimă, într-adevăr, a scris despre o crimă perfectă, n-a făcut. Ca să nu mai vorbim de faptul că dacă suntem la liceu, da, și ce obțin unii conservatori au senzația că la liceu copiii nu pot consimți, deci nu sunt adulți în toată regula, da? Faptul că ăla s-a sinucis este responsabilitatea ta de părinte ratat că l-ai dus la școala respectivă și l-ai pus în mediul respectiv și nu te-ai interesat să vezi ce simte copilul ăla al tău în mediul în care îl verși ca tu să te duci să-ți faci alte chestii care sunt mai importante pentru tine decât copilul ăla și acum l-ai pierdut și plângi. The fraier ce ești. Bine, dar în felul ăsta putem să dăm vina pe o grămadă de lucruri. O să zici a bătut vântul, a bătut ploaia. Nu. Era un tuneric la Sinaia, mă rog. Pe Bill Gates, de exemplu, că a schimbat clima, nu? Uite, era în How I Met Your Mother, era o agenție de asta matrimonială care îți calcula match-ul, știi? Îți calcula persoana potrivit. Să ducem un personaje. În New York. Păi sunt, nu știu câte, el era foarte încrezător, știi, în posibilitățile de combinare. Și zice, doamne, după ce calculează niște algoritmi. Și că da, în acest big ocean sunt 8. O posibilitate, știi? Mai calculează, nu știu, rămăsese una singură, știi? Nu sunt așa multe variabile. Părinții, de exemplu, când părinții, uite, pe vremea Ceaușescu, îi băteau profesorii și ei ziceau că e bine că îl ajută să învețe, ce să zic? Ce să comentez? Să mai spunem că libertarianismul de bază este, la bază, o teorie legală. Da, vorbim despre interacțiunile dintre oameni și aici vorbim de o etică, deci ce e corect. Nu vorbim de moralitate, libertarianismul nu pretinde că o să producă indivizi cu o moralitate bună. Nu, faptul că multe lucruri sunt condamnabile moral, alea rămân. Alea sunt lucruri pe care le preferă oamenii, le plac, produc lucruri bune în societate. Sau nu, dacă sunt făcute opusul lor, dar în relațiile juridice unde poți să ceri și libertarianismul, simplifică și
corectează, omul e proprietar pe el și pe lucrurile lui și dacă îi sunt făcute stricăciuni, poate să ceară restituția. Asta e un următorul capitol. Asta creează și nemulțumiri. Oamenii pot avea mai multe așteptări. Păi, domne, vreau să-mi dai și o religie. Așteptam să-mi spui și cum se face o lasagna. Păi, nu ți-o oferi. Sunt doar o filozofie juridică. Ce e drept și ce nu e drept. Pentru chestiile celelalte ai. Moral umanist. Ai cap creștină. Ai alte chestii care fac chestia. Nu mă pune că să te învăț cum se fac ouăle ochiuri, că nu fac așa ceva. Îți dau niște principii ale drept. Asta e. Păi e prea puțin. Ok, respect tu puținul ăla. Unul din puținul ăla e că trebuie abolit statul, știi? Pentru că încalcă dreptul la libertate. Hai să rezolvăm pasul ăsta. Nu e puțin. Altă obiecție poate fi că da, dar și e de inspirație creștină, știi? E dintr-o morală sau nu știu. Ok, hai să admitem. Prin ăla agresiunii putea fi inspirat din creștinin, să zic. Oricum e irelevant. Contează. Sunt oameni care spun, păi nu, că dacă ești ateu, nu mai te duce dracu să fii ateu. E văzut. N-aș fi așa simt. Interesul. Deci un ateu nu e un degenerat, știi? E un care crede în Dumnezeu. Eu cred că interesul lor este pentru partea, ei o să zică spirituală. Mă rog, pentru partea psihologică, de valori insuflate pe individul. Și nu e deloc clar că îți dau libertatea să faci asta. Mersul la biserică e un capitalist. E un schimb voluntar între două persoane. Dar nu-s legate, asta nu vin la pachet, exact. Din faptul că tu nu vorbești despre, nu știu, Dumnezeu, despre nu știu ce, înseamnă că ce? Înseamnă că ți-am spus că ce-ți oferi e dreptul la libertate. Ce faci cu libertate? Ține de tine. Că that's the point. Că nu ții în primă direcție. Asta e... Cum era aia? It's a feature, not a bug, știi? Uite, hai să vorbim de un exemplu tot așa de cafenea care mai apare. Să vedem cum eu acum recitim capitolul, mi se pare că l-am rezolvat în cap, dar sunt curios ce părere aveți și voi. Avem un om care stă, nu face nimic, stă la o cafea pe o teras undeva și vine unul, deci să zicem că amândoi oamenii au voie să fie acolo, da, ca să completăm toate datele probleme, deci sunt pe proprietatea altuia, ăla le dă voie să facă ce vor ei acolo, nu interesează absolut, da? Ce vor ei? Absolut ce vor ei, nu, atâta vreme cât nu se încalcă principiul non-agresiunii, da? Bun. Și ăsta stă la o cafea pe proprietatea. Ea vine al doilea om și începe, scoate pistolul. Începe să tragă gloanțe pe lângă omul respectiv. Da? Ăsta zice, oh, ce faci? Pune arma aia înapoi. Omul 2 spune, nu, că nu trag în tine. Deci, dar în ce spui, spune, nu trag în tine. Dar în ce tragi? Ok, tu întrebi, dar în ce tragi? Trag în muște. Trag în muște care bâzâie pe lângă tine ca să impresionezi gagici. Da. Aia, sunt un țintaș excelent, după cum vezi au trecut deja 4 glanți pe lângă tine, fără să te nimerească. Dar nu văd nicio muscă moartă? Fără să te nimerească. Păi nu, că muștele le-am spulberat. Chiar dacă le nimerește, nu. Nu, ideea era că, cred că ce are în vedere Valie, subiectivitatea estimării agresiunii. Așa. În clipa în care ăsta mai îndreaptă din nou pistolul, după acest schimb de cuvinte, da, în care s-a clarificat poziția lui și ce încearcă să facă, da, în clipa în care îndreaptă din nou pistolul în direcția ta, da, a ta, Alex, că ai luat rolul individului respectiv, cu muștele în jur, așa, se petrece o agresiune sau nu? Ăla spune, nu îndrepta pistolul, deci tu poți să spui, nu îndrepta pistolul către mine, că am mai zis chestia asta odată, da, cu raza de acțiune, cu nu știu ce. Păi asta urmează să zic, cu raza de acțiune. Ai zice că nu e? Păi eu a zice că nu e. Conform ceea ce spune Rothbard aici, a zice că nu e. Nu e o agresiune iminentă, omul nu și-a declarat intenția, ba chiar și-a declarat intenția să nu te lovească. Da? Da, dar gândește că răspunsul tău la Friedman, la aia cu ruleta rusească, pistolul costă 1 milion de țevi. Dacă l-am discutat în cafenea, cred că l-am discutat. Răspunsul a fost că nu, că e o agresiv.
chiar dacă e probabilitatea mică. Să te chimeresc. Păi da, dar în ăla ținteam spre tine. În ăla cu ruleta rusească, ruleta rusească, pui pistolul la cap. Și chiar dacă probabilitatea e mare sau mică... Aici probabilitatea... Ok, că intrăm în probabilități. Pot fi la fel. Pot fi chiar mai mici la ăla cu ruleta. Eu trebuie să fiu de acord, să te cred pe cuvânt că ești un bun țintaș. Păi da, ți-am și demonstrat, am tras de 4 ori. Nu, n-am fost convins. Păi, tu ai tras pe lângă mine, poate ai vrut să mă nimerești. Păi nimic, am mai trag de 4 ori până te convingi. Contează foarte multe lucruri, uite, apropo, de la caz la caz, se discute de la caz la caz. Deci, m-am gândit eu aici, pentru emisiunea de azi, ce ar fi o amenințare? Păi ai raza de acțiune, sunt în raza ta de acțiune care ești, tragi cu pistolul, după aia contează și comunicarea dintre părți, da? Ce ai zis tu, ai zis, nu trag în tine. Da, asta e în favoare. Da, ăsta l-alt zice, stop it, că totuși sunt în raza ta de acțiune and I don't consent to this. Ba da, chiar, cred că asta ar fi suficient. Ba chiar ai putea să te opui și la gălăgie. Tu poți să tragi cu pistolul, dar îmi bagi niște zgomote, care eu vreau să fie liniște. Și aici vine proprietarul ăla care a dat voie la orice. Cred că ar intra la amenințare, știi? Proprietarul a dat voie la orice. Care nu iau agresiune. Și dacă tu îmi bagi niște gălăgie, păi nu, care eu nu sunt de acord. Ne întoarcem la ideea aia. Tu nu poți, tu nu contează. Nu ești. Ba da, poți să. Tu nu poți să ai o bulă acolo. Deci ba dacă da? Eu vin cum și vorbesc. Să nu. Dacă poți să proprietarul poate să zică, poți să ai o bulă sau să n-ai o bulă. Vali, tu poți să-l omoră cu pe Alexandru? Sau are o bulă. Eu atunci când spuneam de asta, mă refeream la faptul de o bulă de liniște, da? Nu poți să intri pe proprietatea altuia și să pretinzi o bulă de liniște. Eu nu vreau să aud pe această proprietate decât cu sunetele care îmi plac mie. De exemplu, în prezența mea să nu se folosească cuvântul zahăr. Dar are proprietatea asupra propriului corp? Proprietatea ta? Asta-i da. Păi și atunci ce? Stai, proprietatea corpului nu implică o zonă în jurul corpului? Care merge cu corpul, așa. Nu cred, n-ai nevoie. N-aș zice că am desprins-o din scrierile lui Rothbard. E SF. N-aș zice că am desprins-o, dar am desprins-o de aici. Astea sunt observații originale. Adică poți formula aceeași idee și că îți folosește corpul, știi? Adică nu știu dacă mai ai nevoie de ce aia acolo. A, n-ai folosește nevoie, da. Corpul, da. Nu, dacă asta ca dovadă. Adică cineva o să zică, păi am făcut cutare. Păi da, dar ai intrat... Vezi că diferența e exact asta. Dacă nu te-am atins, cum ți-am folosit corpul? Cu zgomote. Și revenim la povestea principală. Ăla care vine cu toporul spre tine te-a atins? Încă nu. Nu, dar e o amenințare iminentă. Păi asta zice și el. Păi așa crezi. E o amenințare iminentă de a auzi cuvântul zahăr? Sau de a intra o undă sonoră în ureche? Da, gândește-te că în dreptul de proprietate, ce e baza? Asupra corpului. Că ultimul argument pe care l-a dat a fost cu zgomotul. Caute zgomotele în pușcături. A complicat situația. Nu, răspunsul e, frate, dacă cu arma... De ce? Dacă tu poți să mă faci să plec cu arma aia de lângă tine, atunci te-ai contrazis și pe primul principiu. Nu, dar arma scoasă. Nu și contează. Da, ok, e același lucru. Arma scoasă și Rothbard spune, poate să fie și la vedere, poate să fie și scoasă, poate să nu fie îndreptată neapărat spre tine, poate să fie îndreptată spre tine. Dacă e îndreptată spre tine și spun nu e pentru tine, păi nu mai e iminentă. Păi, eu trebuie să te cred pe cuvânt. Dacă tu ești Vali, contează, noi suntem prieteni și tu îmi zici nu e pentru tine, eu o să te cred. Greșeala mea. Dar dacă vine un străin... E irelevant. Cum să nu? Dacă el o percepe așa, de să zicem, tu arunci cuțite, știi, le arunci fix pe muștele alea, știi? El așa. O percepe ce ca pe o agresiune. Nu. Stai, de ce ar fi o agresiune? Din cauza că sunt în apropierea lui, e plauzibilă, da, e palpabilă. E o amenințare. Dacă cu inițierea... eu arunc cuțite încolo și tu ești aici, da, nu mai e o amenințare.
știi, da, obvious. Dacă le aruncă pe la urechea ta, păi sunt bun țintași, păi du-te dracu, știi. Costel, bun. Atunci, hai să luăm principiul pe care l-ai scos, da, cu raza de acțiune și să-l aplicăm în felul următor. Eu nu pot, eu am scos cu raza de în felul ăsta, atunci eu nu pot, dacă e cineva, să presupunem că acum suntem în Texas, da? În Texas și s-a trezit unul să facă un mass shooting la o școală, da? Dacă eu scot pistolul să trag în ăla și atunci când scot pistolul pe linia pistolului meu, mai sunt și alți oameni, păi eu i-am agresat pe ăia și conform a ceea ce spun... Încă nu e. Nu, i-am agresat. Ai spus ce cauți cu pistolul ăla în direcția mea, da? I-am agresat. Da, pe ăia. Și conform lui Rothbard spune așa, nu poți să te aperi dacă în apărarea ta agresezi pe alții. Ok. Deci, percepția lor nu e că erai tu agresor, ăla care a sărit. N-au de unde să știe. Dacă îmi dați voie. Ei aud împușcături. Din istoria... Ei aud împușcături și văd pe unul cu arma pe acolo. N-au de unde. Poate să se simtă foarte amenințați de mine, că nu știu. Dacă nu știu cine trage, poate să se simtă amenințați de mine. Corect. Da, dar tu ai zis adineauri, că ai schimbat-o un pic, ai zis doar cât scoți pistolul și treci așa peste ei, da, atunci ei sunt amenințați. Ok, dacă vrei tehnic, poziția mea este că ei, da, sunt amenințați. Te plâng ei, dacă nu se plâng, dacă nu, asta, e treaba lor. La asta adică tu scoți pistolul, îl treci peste ei, ei zic, eu, stai că suntem un pic amenințați și tu după aia scapi de mass shooter. Eu o să zic că... Da, am fost un pic amenințați, dar nu n-ai chiar. N-ai victime. Păi n-am victime nici când trag pe lângă tine. Ba da, victimă nu în sens că Musca? Mă omor. Victimă nu în sens că mă omor. Victimă în sensul că se simte ca victimă. Păi da, și... E percepția subiectivă a agresiunii. Acolo nu e. La final nu e. Păi la final. Nu, stai că dacă zici percepția subiectivă, îi dai dreptate lui Vali. După aia toți o să se simte subiectiv, nu mi-ai spus pronumele. Da, eu mă simt amenințat că e o armă în aceeași cameră cu mine. Nu poți scăpa de percepția subiectivă. Păi da, dar tocmai asta îți spun, că nu poți ceda. Ultima soluție, chestie convențională. Este convențională. Soluția libertariană va fi aia care e cea mai permisivă. Uite, dacă bagi... Păi nu mi se pare că aia cea mai permisivă e aia în care, așa cum a spus și Rodbard, până când amenințarea devine iminentă, nu acționezi în niciun fel. Iar și spune deci aici. Unul care îți dă cu cuțite pe la ureche pentru tine? Hai să facem, nu știu. Domnule, ți se pare că amenințarea e iminentă? Depinde. Deci nu, asta e faptul. Depinde. Nu, că tocmai asta spune și el aici, că atunci când, că singurul fel în care te poți apăra de creșterea, de panta alunecoasă a subiectivității, el o numește a despotismului, este să păstrăm criteriul acestei invazii percepute clar, imediat e subiectiv, și oricum, pe față. E subiectiv. Păi stai. Deci întrebăm oameni. Tu, ca să fie pe față, trebuie să ignori că ceea ce îți spun eu despre intențiile mele. Păi dar eu pot să ignor în o grămadă de alte situații ce îmi spui tu. Tu poți să-mi spui... Eu n-am încredere în tine. Încolo. Tu poți să-mi spui că ești Dumnezeu, știu. N-am încredere în tine să-mi dai cu cuțite pe la urechi. Nu, faptul că n-ai încredere în mine nu înseamnă... Faptul că tu nu ai încredere în mine nu califică da, situația da, ca fiind o amenințare. Da, o califică. Decizia e subiectivă. Percepția subiectivă a pericolului. Dacă percepția comunității e că să zboare cuțite pe la urechi, e un pericol. Dacă găsești într-adevăr comunități în lumea asta, nu cred că găsești una singură în care îți trec cuțite pe la urechi și nu e nicio problemă. Da, stai puțin. Deci dacă poți lua decizia ta. În clipa în care ne reducem la percepția comunității, cădem din nou de la o etică obiectivă la una subiectivă. La una subiectivă bazată nu pe comunități de acceptanță. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Ia imaginați-vă următoarea chestie. Eu zic, n-am nimic împotriva armelor, tragi după muște cât vrei tu, nu mai zicem de zgomot, dar trage și tu la, respectă-mi și mie o bulă. Ne jucăm, nu zic că e așa. Da, e tot, respectăm 2 metri. Trage mai încolo. E tot... poți să zic chestia asta? Sau tu poți să insisti? Poți să-mi spui chestia asta, dar nu mă obligă niciun fel. Să zicem... Și eu pot să spun, dacă trag la 2 metri de tine, nu mai impresionez pe nimeni.
Și scopul acțiunii mele pe care o fac era să impresionez cu clienții de la brutărie. Nu știu dacă sunt judecăți de valoare, nu. Nu, dar altceva vreau să zic. Putem ieși. Da. Deci vale o să zică întotdeauna, nu frate, poți să nu e, iar celălalt o să zică, mă, eu am o problemă. Nu, sunt chestii subiective, nu e nimic obiectiv în asta. Încerc să... Și poziția ta e una, bă, merge, deci nu. Dacă ți-am spus că am competențe să nu, știu, să nu te nimeresc, percepția mea subiectivă e că nu e o agresiune. Celălalt o să spună, nu, percepția mea subiectivă e că e o agresiune. E, cât de bun țintaș ai fi tu. Problema se pune în felul următor. Ai voie să te aperi de mine sau nu? Dacă eu pun pistolul în pteacă la final, da? Deci nu te-am ascultat, am tras mai departe, așa. Am pus pistolul în teacă la final. O să te plângi cuiva că ți-am făcut ceva? Cui și ce ți-am făcut? Uite, dacă îmi pui pistolul la tâmplă și îmi zice gol. Așa. E agresiv. Păi, a good point. Contează dacă pistolul e chiar gol. Păi și aici contează, dacă chiar nu o să mă nimerești, dacă chiar ești țintaș, dacă chiar îmi tragi după muște, dacă asta, chiar... Asta este ceea ce am spus și eu. Dacă la final pistolul intră înapoi în teacă, și Costel sau tu sau pe lângă cine am tras este cu toate apendicele la un loc și nu a fost nimerit de niciun glonț. Da? Hai, dar a fost într-o rază de acțiune a unei arme? Da, până când da, nu s-a întâmplat. Da, da. Că nu s-a întâmplat. Păi ce a căutat să fie în raza de acțiune a armei? Deci, alea zice că nu ți-am făcut nimic. Depinde, uite, vezi, și aici e partea următoare, da? O rază de acțiune a armei. Explicăm din nou raza de acțiune, fii atent scurt. Deci, de ce am eu bula de 2 metri în jurul omului, în cap? Ca să încercăm să derivăm o chestie obiectivă. Deci dacă nu, nu există chestie încercăm, obiectivă. Nu e obiectiv, ai pus 2 metri arbitrar. Noi discutăm despre norme și judecăți de valoare. Un metru încolo. Ca bula lui Da Vinci. Nu omul ăla. Încerc să deriv ceva nou. Poate nu există, să... nu e ca și cum ai... Nu există chestii în... Discutăm despre valoare, hai să găsim... N-ai... Stai puțin. Deci tu zici... O să vreau să fac legătura cu discuția cu va rămâne permanent. Vei avea comunități care simpatizează cu punctul de vedere al valii, știi? Comunități care simpatizează cu punctul de vedere al valii. Nu poți face așa. Obiectiv, știi? Da, întrebarea mea este Rothbard cu care punct de vedere ar fi simpatizat. Asta e ideea. De ce? Ba, eu cred că cu al meu. Ba, eu cred că cu al meu. Al tău e ca al meu. Și taman, asta e judecat de valoare. Nu, dar altceva vreau să zic. Rothbard gândește că n-ai ieșit din New York toată viața. Nu mergea cu avionul. Pe de altă parte, uite, gândește. Dar e multă agresiune în New York. Libertarianismul. Nu, vorbeam de... Percepția față de risc. Hai să îi explic care valii o știe de 3 ori, am zis. Dar să apuc să o exprim așa. Care ar fi poziția, încercarea, tentativă cu raza de acțiune? Deci dacă, și o luăm cu exemple. Deci dacă eu stau pe loc la 2 metri față de tine și nu fac nimic, e o agresiune? Nu. E o amenințare, mă rog. Nu e. Dacă eu îmi agit mâinile spre tine, ajung la tine? Nu ajung la tine. Da. Dar nu e o amenințare. Dacă eu îmi agit mâinile și spun lucruri amenințătoare, dar stau pe loc, încă nu e o amenințare. Dacă mă îndrept înspre tine, mi-am crescut raza de acțiune, o să ajung la tine. E plauzibil, e o chestie plauzibilă. Capul meu e relativ obiectivă. Da? Asta, și asta numai cu mâini. Da, dar în tot timpul ăsta, da, tu mă ameninți, pui lucruri amenințătoare. Asta a fost parte din descrierea ideii. Facem fork. Nu spui lucruri amenințătoare, dar faci gesturi amenințătoare. Da? Ca să fie foarte asemănător cu ce zici tu. Eu mă îndrept spre tine. Așa. Și eu te întreb, drăguțule, ce mai faci, dar sunt încordat să plauzibil, așa, da? Palpabil, pare așa, că o să se întâmple o violență acolo. Tu ce o să mă crezi? O să-mi crezi cuvintele sau acțiunile? Ca la politicieni, Vali. Cuvintele sau acțiunile? Problema se pune în felul următor.
care este momentul în care, că noi discutăm aici de toată chestia asta la capitolul de autoapărare, care este momentul în care eu am dreptul să mă apăr? Da? Pentru că acum ne întoarcem, putem să ne întoarcem și la exemplul pe care l-am dat eu și la felul în care îl interpretați voi, sau putem să luăm și exemplul ăsta, da? Care e momentul în care pot să mă apăr? Că juridic, eu pot să... Juridică, poți să fii un om care te lasă, te lasă să te că apropii eu, foarte mult. Eu pot să... Poate special te lasă. Eu pot să interpretez, la fel cum interpretezi și tu, că îmi ameninți integritatea corporală, nu știu cât de departe poate merge treaba asta, practic îmi ameninți viața. Dacă îmi ameninți viața, conform principiului proporționalității despre care o să vorbim un pic mai încolo, ar trebui să mă apăr în aceeași măsură, și anume să-ți ameninți viața. Da? Ok. Care este momentul în care eu pot să scot pistolul, cuțitul, bâta, să-ți trag una în cap? La momentul în care te-ai apropiat mai mult de 2 metri. Cu mâinile. Asta e un exemplu cu mâinile. Și la ce mă gândeam, Alexandru, dacă sunt printr-un satelit, pun un laser pe tine. Am intrat. Da. De dar... ce că sunt la mama dacă nu te... Păi da, ai trimis laserul. E ca și cum ai trimit o undiță. Sau eu orice și răspunsul lui Robert. Răspunsul, ca la, revenind la întrebare, ține ideea și revenim. Revenind la întrebare, în cazul meu, da, ăla-i cu pistolul pe afară, eu am voie să-l împușc. Care e momentul în care am voie să-l împușc și dacă ți se pare că este o activitate proporțională, eu să-l împușc pe ăla. Stai. Ai, întrebi? Tu să mă împuși pe mine, da? Eu care împușcam muște ca să impresionez gagici și ți-am și spus chestia asta, tu mi-ai zis nu mai face asta, eu am zis ba da, fac, că nu-ți fac nimic, tu trebuie să scoți pistolul și să-ți aperi viața. Da? Da. Este justificat? Da. Deci dacă eu zic mă simt amenințat și tu zici I don't care. Așa. Trans arguments. Trans arguments. No, it's not trans ba arguments. Ba da, trans arguments. Trans arguments se simt... Am și dovezi. Se simt amenințați de moarte dacă le folosești și ei au dovezi. Nu, ei n-au dovezi. Ba da, cum ce să dovezi? Nu? Știința e de partea lor. Se scrie acum. Nu, dar înțelegi, pot să dau și pe alealtă. Dacă se generează o comunitate de acceptanță în jurul ideii că transii, da, au dreptul să se simtă amenințați de moarte dacă le spui pe numele vechi, în loc să le spui pe numele nou, da, și se creează o comunitate de acceptanță în jurul ideii astea, păi avem și cutumă și tot ce vrei. Răspunsul ăla cu cauzalitate și determinism, ăștia ar putea fi. E decizia ta să te sinucizi în timp ce aici... Nu, ești amenințare. Răspunsul lui Rothbard, păi nu. Care l-a și dat, e ăsta convenționalism. Nu, să zicem că ei nu se sinucid, dar fac niște chestii violente ca să se apere de pentru amenințarea că, pentru ta. Că ei se simt atunci când le spui pe numele vechi că vrei să-i omori. The dead name. Libertarianismul nu recunoaște. În timp ce astăzi, dacă creăm o comunitate, dacă creăm o comunitate de acceptanță în jurul ideii ăsteia... Nu, aia comunitate leftist. Noi vorbim de comunități libertariene. Păi, deci când ai acceptat că... Care este diferența? Care este diferența între amenințarea care este percepută subiectiv de mai devreme și amenințarea care este percepută subiectiv în cazul ăsta? E vreun factor obiectiv în jurul ei? Este. Au zburat proiectile pe lângă capul meu. Așa. N-au ce să caute proiectile pe lângă capul meu. Au zburat și păsări pe lângă capul tău. Păi da, aia e natură. Vorbim de acțiuni, umane. Deschide o agenție de protecție și când semnează lumea, tu le explici asta. Dom'le, dacă unul ți aruncă cuțite pe la cap, nu te apă. Nu am găsit. Vezi? N-am spus că dacă unul ți aruncă cuțite pe la cap, nu e agresiune. Am spus dacă unul ți aruncă cuțite pe la cap și îți spune că nu ești ținta lui, nu e o agresiune. Ok, spune-le aia. Nu, gândește-te altceva. Spune-le asta și numerii clienții după aia, știi. Gândește-te că îți face ceva încercăm să schimbăm scenariul ce-i drept, da, ca să vedem dacă ne informează. Să zicem că îți încalcă curtea. Încalcă curtea cu aruncă proiectile
pe deasupra, prin curtea ta, așa, la nivelul ochilor, dar nu spre tine, dar peste curtea ta, așa. Nu se opresc la tine în curte. Așa. Și tu îi zici, I don't consent to this. Da? Nu mai arunca proiectile peste curtea mea. Așa. Am voie să îi zic să se oprească? Da. Da, ai voie să îi zici să se oprească. Bun. Eu. Și nu se oprește. Nu se oprește. Și eu trebuie să fac pentru o chestie proporțională. Ok, spune, nu-l omorăm. Pentru evident. Că îți spune că nu-ți strică cu nimic curtea lui, are grijă să nu te... De argumentul lui Kinsel, are grijă nu să te-a stricat nimic. Are grijă să nu te nimerească. Adică cu undele radio, da. Nu? Practic. Da. Are grijă să nu te nimerească. Ce faci mai departe? Mai departe mă apuc și mă plimb prin curte. El o să trebuiască să nu apropie proiectilele de mine încât eu să mă... Când e plauzibil? Uite, bravo. Din aproape în aproape ajunge la ceva obiectiv. Când este plauzibil, când cresc probabilitățile ca eu să fiu atins de proiectile de mare viteză, figuri? În exemplu ăsta cu curtea? Exemplu cu ce vrei tu. De când crește probabilitatea? Dacă îi întoarcem invers, tu accepti cuvântul meu, deci tu nu mă cunoști, eu sunt un străin. Când te-ai simți, ce încerc eu cu Costel să zicem, este că noi nu credem cuvântul. Da? Și atunci fizic, obiectiv, când se numește că intri în plauzibilitatea amenințării. Nu mai zic rasa de acțiune. Cuvintele, păi, contează foarte da, mult. Că nu-l credem. El zice de bine, dar noi nu-l credem. Și la un moment dat lucrurile se apropie faptul că tu nu mă crezi nu are nicio relevanță la subiect. Asta e tot ce încerc eu să spun. Păi tu ai venit cu argumentul ăsta. Nu, eu am spus că nu are nicio relevanță. Tu spui nu are, că eu nu te cred și mă simt amenințat. Nu. Și eu zic, eu am crezut că tu susții că contează ce zice faptul el. Faptul că tu nu mă crezi, that's your shit. Ok, da? Bine. Eu mi-am declarat intențiile non-agresive. Faptul că tu nu mă crezi este insistența ta să continui să percepi o agresiune. Asta sună postmodernist, îmi pare rău. Bine, chestiile alea. Nu, să zicem că nu comunici. Da, vin, dar uite, de exemplu, în metrou te atingi de alții. Fără consimțământ. În lumea libertariană adică nu s-ar atinge nimeni cu nimeni tot felul de chestii de genul ăsta. În lumea libertariană nu s-ar atinge nimeni fără consimțământ. N-ar exista aglomerație în autobuz. Tot ți-ar merge cu OZN-uri. Ar mergea și pe chestia asta. Pune și numai degetul pe tine, eu agresiune. Că s-ar putea să nu ceri nicio... Nu, e o agresiune și răspunsul proporțional este să-i dai degetul la o parte. Damages? Nu ceri... Păi ce damages ți-a lăsat? Păi dacă dovedești că te-a deranjat, ți-a stricat, uite, mi-ai... Păi dacă chiar păi asta zice, dacă chiar ți-ar fi stricat ceva, putem să discutăm. Eu cramp mai stai. În cămașă. Ai șifonat, uite. Uite, eu de ce insist foarte mult pe chestia asta? Pentru că mă simt, cum să spun, ambalat. De faptul că Rothbard spune așa, pentru cazul inevitabil ale acțiunilor care sunt neclare sau incerte, trebuie să facem tot posibilul, el folosește bend over backwards, să facem tot posibilul să impunem cerința ca amenințarea invaziei asupra proprietății să fie directă și imediată și prin urmare să lăsăm lumea să facă orice ar face ei. Diferă doar interpretarea. Pe scurt... The burden of proof, sarcina dovezii cade, că sarcina dovezii că agresiunea chiar a început cade pe persoana care începe practic violența. Bine, dar vă spune că nu e un caz greu aici. Deci dacă lați trage pe la urechi tot felul de chestii, e un caz clar.
De ce e clar? Păi sunt de la... cuțite pe la urechi. Nu, dar întrebarea este, întrebarea este de la ce distanță... Mai clar de atât, nu. Ca să repet întrebarea. De la ce distanță ar fi obiectiv... Cred că asta am întrebat eu. De la ce... De la ce, din ce moment... Tu ești justificat să începi acțiunea de a te autoapăra. Și eu am zis și ținând cont că în cazul meu eu sunt foarte departe de tine, da, va trebui să te aperi cumva tot cu o armă sau ceva. Și ca să te aperi tot cu o armă sau ceva, înseamnă că o să produci niște damages destul de mari. Da? Asta în situația în care vreau să mă apăr, că eu pot să doar să mă simt agresat și să te urmăresc după aia. Dar mă rog, asta e secundar. Păi da, nu vei avea un punct, că care este proprietatea pe care ți-am încălcat-o? Amenințarea asta violenței. Păi asta e, că care, că nu te-am amenințat? Ba chiar explicit ți-am spus că nu te ameninț. Și că nu voi iniția violența asupra ta sau proprietatea ta. Pe la capul tău e o amenințare palpabilă, directă, imediat. Doar dacă cuțitul ăla se îndreaptă spre tine. E vorba de încălcarea proprietății, e vorba de folosirea corpului tău fără consimțământ. Nu vorbim de un cuțit la un milion de metri. Vorbim la un cuțit care trece milimetric. Da. Deci rău după asta spune că eliminată. Eliminată la ce? Și unde e limita? Așa ar defini eliminat. Iminent la ce? Iminent înseamnă că în secunda următoare se întâmplă altceva. Asta e iminent. Iminent este momentul dinainte a se întâmpla altceva. Iminent la ce? Îți intră în cap un cuțit. Dacă treci pe lângă, dacă treci pe lângă tine? Există riscul nici neapărat să arunci. Dacă tu arunci spre el, deja e iminent. Deci nu stai. Păi fii atent. Apropo de self-defense, intră unul peste tine, tu ce zici? Lași pe ăla să tragă. Stai că a trecut doar pe la urei. Dacă intră unul peste tine, deja ți-a încălcat proprietatea. Păi și eu Că-ți spune că trage pe lângă, trage muște. Nu. Deja, dacă intră unul peste tine, deja ți-a încălcat proprietatea. Dacă intră unul peste tine pe proprietatea altuia, că eu am construit exemplu foarte atent, pe proprietatea altuia pe care spune nu sunt reguli decât să nu inițiați o agresiune. Ok, o să pleci de acolo. Okay. O să rămână fără clienții ăla cu spațiul lui. Sunt percepții subiective, sunt propuneri. Exact ca la o palmă costă 100 de euro. Înțelegi? Ia și tu și fă agenție de protecție, ți-am zis, și vezi câți clienți găsești. Pretenția fiind că dacă îți trage unul pe la cap, nu e o agresiune. Stai puțin. Și faci o agenție care spune că e clear and present danger dacă cineva îți trage pe la cap. Și în condițiile tale. Da, asta o să fie ce e acceptabil atunci în mințile oamenilor. Nu putem altfel. Dacă acceptați, bula mea de 2 metri. Două interpretări ale... Bula mea de 2 metri este super. E foarte clar. Ce treabă ai să tragi mai aproape problema, de 1 metru încolo problema, și 1 metru încolo? Problema pe care o ai atunci când, pui chestii din astea arbitrare. Da. O încercăm ca la știință. Și NAP este arbitrar. Este că... NAP este arbitrar. Valorile sunt arbitrare. Principiul non-agresiunii nu există în natură. Normele nu descriu fapte. Nu. Normele sunt arbitrare. Valorile estetice sunt arbitrare. Valorile morale sunt arbitrare. Ceea ce spuneam eu la arbitraritate este aceeași exemplu pe care îl avem la vârsta de consimțământ, de 18 ani. De ce 18 ani și nu o zi? De ce 2 metri și nu 1,99 m? Asta mă refer la arbitrare. Acolo aveam aceeași problemă, știi? De ce nu 16? De ce nu 15? Păi exact. De asta spun că nu poți să pui, așa cum nu poți să pui 18 ani vârsta de consimțământ pentru că nu reprezintă nimic, nu poți să pui nici 2 metri în jurul tău pentru că nu reprezintă nimic. Nu reprezintă nimic obiectiv. Nimic obiectiv, da. La postmodern era din faptul că nu putem face distinții absolute, nu înseamnă că nu putem face distinții. Din faptul că variem criteriile alea, nu înseamnă că nu putem avea opinii. Ba da, de acord. Sunt subiective. Și asta ta e subiectivă și asta mea e subiectivă. Știi? Cred că nu pot să merg mai departe decât să spun că asta e clear în prezent danger. Să zici, nu mi se pare clear. Nu okay. Avem... Deci nu se poate tranșa conflict. Hai, deci tu ai un proprietar, să zicem că deci e un... Deci un argument bun al meu, vezi cât-ți cumpără. Însă cred că predicția mea e bună, deci nu o chef oamenii să te treacă gloanțe pe la urechi. Păi are vari, o super film. Nu mă interesează.
Vin la mine care îi spun eu agresiune. Deci dacă l-a făcut chestie, nu e un argument bun. Nu avem unde să mergem mai departe. Te că vreau să schimb un pic scenariu. Deci tu ai un proprietar de mall, terțul ăsta, care zice faceți ce vreți acolo. După aia ai pe partea ilaltă o proprietar de ăsta multiplu, whatever, sau singular, nu ne interesează, într-un cartier. Între blocuri, el zice, e ca agenția. El zice, oamenii, el hotărăște el așa, arbitrar. E oamenii trebuie să aibă o bulă aleasă de, o bulă în jurul lor de 2 metri. Și ce se întâmplă în aia, trebuie să fie consimțământul lor. Pe proprietatea lui. Da. Adică pe proprietatea individului. Spune, zicem, de proprietatea să zicem mea, că, să zicem că oamenii au de o bulă. De ce dăm exemplu cu laserul? Ca să spun că n-ai nevoie de asumțiile astea, știi, pe proprietatea lui Valei, tu, ăștia 2 metri. De ce? Cum era aia? Și proprietatea mea. Entitățile nu trebuie multiplicate fără necesitate. Dacă tu cu ipoteza ta mai simplă ai proprietatea asupra corpului, poți obține efectul ăla. Că e o amenințare? De ce să mai zic? Hai puțin că păi eu, da, Vali vrea. Eu la Vali în casă mai am 2 metri. N-ai nevoie de acei 2 metri. Păi da, el zicea că nu este la tine în casă, că și-a ales bine. Eu vreau... Da, dar îți complic. De ce să ai 2 metri, nu stai lui? Nu, că era suficient că tu ai, că tu ai corpul... Nu, știu, nu contează, pare că... afară, înăuntru, oricum... afară de pe o proprietate... Se pare că e o amenințare dacă vine... Deci chestia asta ai putea să o extinzi, așa cum am și încercat adineori, asupra unei proprietăți clar delimitate. Deci se întâmplă chestii unde radio, lasere, proiectile, peste proprietatea mea, înăuntru, proprietatea bine, mea. Bine, Alexandru, și... să spună că și asta e subiectivitatea mea, prefer să... Nu, și tu, și stai, poziția... Poziția lui Rothbard, nu mai știu care era, poziția lui Kinsella, la Unde Radio, de exemplu. Nu zicea... A, Rothbard că să nu-ți fac, că poți să treacă, nu-ți fac. Că poate să treacă, da. Și Kinsella explica la fel, că păi nu-ți fac modificări. Ok, dar... Te-am mai discutat asta la Frima. Nu vreau să mă expun la posibilitatea ca în 30 de ani să se întâmple modificări. Trebuie să aștept 30 de ani să dovedesc... Sandru. Exact, pot nu? Fi să te facă mai sănătos decât ești. Da, și tu nu vrei. Poziția ta să fie ce înseamnă agresiune? Folosirea proprietății fără conținut. Eu nu vreau undele alea. Păi te fac mai sănătos. Nu mă interesează. Da. Nu mă interesează. Ele n-au ce căuta prin corp. Și atunci, pe o proprietate clar delimitată, e evident. Proprietatea asupra corpului se pare, în urma acestei discuții, că nu e clar delimitată. Cum am putea să ne apropiem? Că eu simpatizez cu poziția lui Vali. El vrea ceva obiectiv. Ne place. Okay. Cum ai vreo... Cum să ne apropiem de o definire mai obiectivă a proprietății asupra corpului? Mă rog, sunt și elemente subiective și obiective. E că nu poți evita. Te gândești că e un obiect și corpul ăsta e un obiect. E un obiect care... Da, sunt forțe cauzale, deci te aruncă niște gloanțe. Sunt chestii externe. Nu, ca să zic așa, obiective din afara noastră, știi? Nu, dar eu aveam și uite, facem legătura. Cât vă mai gândiți voi un pic. E și o parte obiectivă, să știi. Bine și percepția lor, Iana. Dar mă gândeam care e diferența de transsexuali. Și acolo. Percepții și obiective. Diferența e că ei sunt trans. Partea obiectivă acolo... Iată, partea obiectivă e că tu nu provocai efectul, știi? Tu nu provocai efectul. El se omoară. El își cauzează moartea, știi? Tu nu l-ai omorât. El s-a omorât. În timp ce tu, dacă greșești, tu m-ai omorât. Nu m-am omorât eu. Bine, dar există frica și... Frica ea mea. Există și o puncte de vedere care, din păcate, își fac... drumul prin comunitatea psihologică care spun că nu, că pentru ei e o amenințare cu moartea, ceea ce spui tu. Faptul că tu îi spui pe numele ăla înseamnă că tu vrei să-l omori, vrei să nu mai existe, vrei să-l omori. Să consumă ca și cum... Da, dar n-am făcut acțiunea. Când ăla aruncă cu cuțite, ăla face acțiunea și deci cuțitul trece. Se întâmplă ceva. În timp ce eu doar am zis ceva de rău, știți? Mărește. Asta e următoarea... Eu ne-am dat cu un cuțit, știi, pe la... Următoarea nas. Nebunie pe care o să o zic, ca să fie în două de până la capăt. Deci mie mi se pare că
Ce mai discută Rothbard pe aici? Păi incitarea aia, deci exprimarea, libertatea, da, libertatea. Mulți, nu, mulți dar stai să vezi aici. Ce legătură fac. Mușca. Libertatea de exprimare. Care, unde apare distinția între cuvinte și acțiune? Și apropo de libertatea de exprimare, precizarea mea este în felul următor. Eu n-am nicio treabă, nicio posibilitate, niciun drept. Nu e corect să te opresc pe tine din a îți folosi corpul. Corzile vocale, degetele, cu ce comunici tu, cu mâinile, cu tot corpul. Dar eu nu sunt obligat în baza libertății de exprimare să aud ce ai tu de spus. Și obiectiv, cum măsori chestia asta? Trebuie să dovedesc că mi-a intrat pe ureche? Ok, ca să intre pe ureche o să treacă de un metru de distanță de urechile mele. Dacă mergi, dacă folosești bula aia, tu poți să zici, n-ai decât să spui ce vrei tu, prietene, dar să nu ajungă la urechile mele. Asta nu e așa problematică, nu e o amenințare. Dacă ești pe terenul unei, probabil asta vrei să zici, Vali, nu? Da. Zi. Dacă ești într-un bar în care ăla are voie să facă asta. A, da? Ești un bar de naziști, tu zici, stai că mi-a intrat în ea 2 metri. E bar de naziști. Păi nu, pe asta am zis mai devreme. Deci soluția în situații din astea este că pleci de acolo. Am greșit, am făcut o alegere greșită. Eu nu prefer acest set de reguli, mă extrag din acest set de reguli. Dar în altă parte, cum ai zis tu la mine pe proprietate, da, sau n-are. În altă parte, nu mai ai discuții din astea cu a venit, a aruncat proiectile pe lângă mine, dar nu-mi făcea nimic, mi-a zis și o poezie, a fost foarte frumos. La mine pe proprietare, te rog să raus cu prostiile, cu... Vrei să impresionezi uite, vale, cu pistoalele. Era consimțământul prin natura lui e subiectiv, știi? Deci tu ești dacă tu vrei ceva, eu nu vreau chestia aia, deci consimțământul care e chestie fundamentală prin care definim agresiunea și nu. Asta e subiectiv. Păi, da, nu ne deranjează așa. Tu să-ți dai consimțământul. Păi da, e subiectiv, că noi încercăm să... Păi da, el devine doar o problemă dacă subiectivitatea aia nu e împărtășită. Da, ideea e că nu putem scăpa de subiect. Dacă agresiunea, conceptul fundamental din libertarie, defini prin subiectivitatea unor voințe, tu ești de acord cu chestia, eu nu sunt de acord. E foarte important. Nu putem scăpa de ea. Un contract e un acord între două voințe. Ideea aici ar fi că trebuie să poți să dovedești agresiunea. Vali zice, păi nu dovedești, nu s-a întâmplat nicio agresiune asupra ta. Și asta mi se pare că e dilema. Păi da, ți-am zis, percepția aia subiectivă. N-ai, nu poți rezolva. Ok, o să vedem. Uite, o ocazie pentru voi, jos în comentarii, să vă spuneți de care parte sunteți. E simplu, sunt de acord cu Costel, în sensul că mă simt amenințat sau și asta reprezintă o agresiune, sau nu sunt de acord cu Costel și chiar trebuie să se întâmple ceva, adică sunt de ajuns asigurările că nu ești ținta ca să nu fie o agresiune. Să spuneți, sunt de acord cu Valentin. Da. Sau poate aveți o extra idee. Dacă unul e de acord, nu mai e agresiune, știi? Da, exact. O să ai și răspuns. Nu, frate, eu sunt de acord. Nu, dar uite, acum avem că am mai deschis noi un subiect aici. Știu că, Vale, l-am urmărit calea lui de la tragere și nu nimerește nici. Ia și trage, știi? Le trimite nisip, știi? Că am mai adus un argument aici care mi se pare că e important să extragem principiul ăsta al liberei exprimări, da? Am mai vorbit noi despre el, în libera exprimare în libertarianism nu există, decât în sensul că tu ești liber să faci ce vrei cu corpul tău, inclusiv să grăiești ce cuvinte îți vine ție să grăiești, dar corpul tău, proprietatea asupra corpului tău se subordonează proprietății și regulilor jocului impuse de proprietarul locului în care te afli. Dacă ești în stare de natură, dacă ești undeva într-un loc care este în stare de natură, free for all. Nu există, nimeni nu poate să impună niciun fel de reguli. Dacă ești, deși uite, asta e un lucru la care trebuie să revenim, da? Dacă ești însă pe proprietatea cuiva, ăla decide ce se poate spune acolo sau nu.
Dacă ăla zice pe proprietatea mea, nimeni nu spune, nu vorbește despre zahăr, da? Nimeni nu vorbește despre zahăr. Și cine va vorbi despre zahăr a comis o agresiune. Da, în sensul că a comis ca joc. O agresiune la regulile asupra, asupra proprietății individului respectiv, da? Care, de fapt, agresiunea respectivă este asimilabilă unei fraude. Vom discuta în continuare cum vede el fraudă. De ce e fraudă? Eu ți-am permis accesul pe proprietatea mea, tu mi-ai promis că nu folosești cuvântul zahăr. L-ai folosit. Ai furat cumva accesul la proprietatea mea. Na, ce e fraudă? Fraudă nu e când dai portocale în loc de chideșe. Nu e simplă abatere. Dacă tu îmi zici n-ai voie să mergi. Că nu livrezi ce te-ai obligat să livrezi, da. Dacă sunt lucruri de livrat, da, e fraudă. Dar altfel, dacă e doar o promisiune încălcată... Da, orice poate fi redus. Da, lucruri de livrat. Poate varia generalizat. Da, nu știu, poate... Ne livrăm lucruri, știi? Poate am generalizat prea mult. Nu zic nu. Nu, dar noi aveam în minte chiar asta lui Rodbarcu. Te-am promis că îți dau cireșe și îți dau portocale, știi? De ce ar fi o agresiune? Pentru că eu aveam, știu, 1000 de bani. Așa. Eu aveam voie să-ți folosesc banii numai în caz de cireșe. Acolo aveam consimțământul. Dacă eu ți-am dat portocale, folosesc banii fără consimțământul. Acolo e fraudă. Deci îți dau altceva decât... Ar merge, dar nu știu, nu sună... Da, uite că vezi, nu ne-a sunat la fraudă din... Deși o poți asimila. Nu am făcut o promisiune? N-ai livrat serviciul ăla, știi? Nu știu, poate că ne gândeam la bunuri, știi? Da. Distinția tehnic vorbind aici, îi place lui Kinsella când e fin, să facă distinția asta. Deci dacă tu ai, îți e permis accesul undeva, cu niște condiții, totuși ăla nu e un contract. Contează să ai un contract cu clauze. Pentru că mai aveam exemplul la noi în care promiți să te însori. A, uite că și asta. Promiți să te însori și după aia te răzgândești. Ideea este ce n-ai livrat? N-ai livrat o acțiune. Acțiunea aia a fost condiționată de ceva sau nu? Dacă e ca un contract normal în care tu îți sunt transferați niște bani și condiția este ca tu să faci o acțiune. Nu numai bani, orice fel de proprietate. Orice proprietate, da, corect. Se cred că n-are dreptate, Bartai. Sau nu e vagă. Spune că din principiu e o promisiune, bidding, nu te leagă. Da. Ori eu zic că un contract înseamnă o promisiune plus transfer, știi? Nu e o promisiune, deci o promisiune este felul în care o folosește el aici, e unilaterală. Eu nu am nimic în schimb. Da. Dacă doar promiți. Dacă eu promit, dacă eu îți spun, uite, mâine o să-ți dau 500 de lei. Și nu mai zicem nimic despre asta și nu-ți dau 500 de lei. Eu nu m-am creat o obligație să-ți dau ție 500 de lei. De ce nu mi-am creat o obligație? Pentru că nu s-a transferat, nu am... Da, dar nu spun asta aici. Noi știm din alte, fiind știind Rothbard, din alte contexte știm că asta înseamnă trebuie să fac un transfer ca un contract să devină, să activeze obligații. Dacă doar am vorbit așa, aici să îți dau niște cireșe, nici ăla n-a dat cireșe, nici ăla cine se... Nu am legat cu nimic. În timp ce dacă Vali a dat bani, eu sunt obligat să-i dau. Poate Rothbard și uite, nu spune suficient de clar aici. Promisiune ar fi situația în care nu se transferă nimic. Dar putem avea situații, uite, la căsătorie, care da, ia să-i pună condiția. Transferă servicii. S-a făcut transferul, s-a creat obligația. Și trebuie, da, să căsătorească până. Ăla cu ea, știi? Nesimplă promisiune. A avut loc transferul. Sau îi dă banii, îi dă via lui. Deci promisiunea ar fi doar când nu transferăm. Ori nu rese clar de aici. Asta ar fi cheia, mă rog. Cred că ajută la înțelegere precizarea asta. Ce mai era pe aici? La autoapărare.
Deci s-a consumat. Frauda. S-a consumat o parte din contract și atunci trebuie să consume și partea altă din contract. Se activează obligația. Mă gândeam la fraudă. Și care mai e o... Stai puțin. Care mai e o durere? Deci noi avem acum o societate cu toate problemele, obișnuințele de 10.000 de ani de când facem agrar, aha. Și oamenii zic așa o să fie societatea libertariană. Eu zic, în societatea libertariană, oamenii, pentru că o să fie o societate din libertarieni, nu e o societate. Societatea aia o să fie diferită. Natura umană nu o să fie diferită. Dar grijile, lucrurile la care o să aibă grijă oamenii o să fie altele. O să aibă grijă să n-aibă contracte neclare. Astăzi să fac contracte neclare din prostie sau din ticăloșie sau din pericolul moral că lasă că există o lege dată de stat. Care ne are altcineva grijă. Care e o formă de prostie, aș zice. Nu, dar te gândești. Relele pe planetă. Argumentul propria... Prostia și ticăloșie. Argumentul pro piață liberă. Servicii mai bune... va însemna și notariate mai bune, adică notariate care te trag de mânec. Mă, tu ce faci? Păi nu știu, îmi vând sufletul. Păi gândește-te puțin, știi? Ce înseamnă asta, știi? De exemplu, cred că lucrurile astea, de exemplu, într-o lume libertară s-ar rezolva că ar exista un conflict acolo între persoanele alea. Dă-mi, nu-mi da, fă, ai promis, figuri. În conflict ce s-ar întâmpla? Dar ajunge la un fel de, o formă de arbitraj, oarecare. Arbitrii ar zice, nu mă, n-ați făcut bine. S-ar putea să nu dea ambelor părți ce se așteaptă. Să zică, n-ați făcut bine, n-ați făcut contractul cum trebuie. Ce s-ar întâmpla în societatea aia? Oamenii ar ajunge să aibă grijă să spună clar. Asta e un lucru care se întâmplă între oameni care au grijă de bune practici zi de zi. Când zici, ne întâlnim mâine la ora cutare, în locul cutare și să aduci microfonul. Whatever, ceva. Ceva precis. Nu, și nu-ți mai trebuie altceva. Nu zici, vino, hai că te descurci tu. Pentru că atunci eu m-am gândit la ceva, tu te-ai gândit ambigu. Ok, yes. Și apar discuții. Dar cred că și azi se fac. Adică oamenii se mai pricep, știi? Vezi că nu știu ce vezi. Exact, da. Și astăzi se pricep. Dar mulți care zic, lasă-mă, ești așa... încuiat. Și tu mai... de viață, mai... Da, vrem să avem și noi ceva precis. O fraudă presupune un contract valid. Fraudă validează contractul. Ea există tocmai pentru valid. Adică ăla trebuie să dea cireșele. Obligația e activă. La fraudă nu avem situație de contract nevalid. Contractul e nevalid și trebuie... Bine, plus că aici ai și un genul ăsta de inerție a... trecutelor schimburi. Nu trebuie să scrii un contract când te duci la pâine. Se știe. Da. Aici setul de reguli e ca la automat. Nu, ăla e o formă primitivă de contract. Eu bag banii, eventual și scrie, băgați banii și o să alegeți ce vreți să dea mașina și o să vi-l dea. Da, e simplu. Te duci la pâine, întinzi banii, cash și... primești ce ceri, dacă ai dat suma corectă. E, aha. Bloc vorbește de contracte implicite, știi? Adică e... Da. Nu suntem în situația asta în care cer o șaormă, așa la cer 1.000.000 de euro. Nu, adică implicit e șaormă asta cât costă, știi? Sau eventual trebuia să scrie. Adică dacă ai fi judecător... Da. Păi de obicei de asta, ăsta e jocul. Ce am face dacă am fi judecător? Nu ca și în agresiunea de mai devreme. Dacă ai fi un judecător, ca să nu cădem în subiectivitățile alea, judecător ar zice, păi care-s dovezile? Și asta ar fi împotriva ce ziceam eu.
Ar zice, care sunt dovezile că ai fost agresat? Dacă apar dovezi, bravo. Mare e tot. Da, dar noi căutăm, nu vezi, căutăm adică perfecțiune, precise. Dacă am apucat să discutăm ăla, uite, dă unul altuia cu o rangă în cap. Bine, deci găsesc urmele de sânge, fac asociere. Și ăla spune nu, că a fost... A fost o formă de eutanasie. Tu să zicem ești anchetator, știi? Ah, ok. Dacă tu zici că a fost... Ăsta e un mod de a construi, știi? Uh-huh. Epistemic cazul, știi? E o estimare subiectivă. Dacă ăla așa a zis că e eutanasie, o altă modalitate e să zici, hai să vedem ce știm despre eutanasie. Se fac cu rânci, de exemplu. Ce știm noi? Nu se fac cu rânci. De regulă apelează la eutanasie oameni, nu știu, paralizați sau nu știu. E o formă de sinucidere în care apelez la cineva. Și atunci când se face, se face cu, nu, cu serinci, nu se fac la modul ăsta violent, știi? Adică știm câte ceva când facem estimarea aia, ce s-a întâmplat. Zic, nu, decizia mea e că a fost crimă, știi? A fost o crimă. La modul absolut, tu nu ai consimțământul ăluia, să zici. Chiar dacă le-a luat... Firmai pe o cameră, poate ai... Dacă ai duel de astea absolute, tu poți să spui. Deci în momentul când l-a lovit Dranga, nu, ăla n-a zis, nu, nu mă lovis. A, uite. Deci ăla a făcut ceva împotriva voinței lui. Înțelegi? Și o certitudine de asta absolută, știi? Nu ai, știi? Estimezi, inferezi. Dom'le, cum era asta? Era un sinucigar? Nu, era plin de viață, era sănătos, era nu știu ești. Cred că a fost crimă. Deci eu cred că rezolvarea de... Și asta e subiectivă. Vreau să zic. Estimările sunt subiective. Da, dar eu cred că aveam mult mai puține situații de genul ăsta. Te bazezi pe elemente obiective, că nu dai tu... Nu ignor faptele, știi? Nu, tot ei. Mă rog, deci mi se pare că... Să zice, we're grasping at straws. Că... Deci dacă ai o situație așa spusă, așa simplu, nu ți-e de ajuns să iei o hotărâre. Îți trebuie niște dovezi. După aia, în partea asta de dovezi, o să ai și discuții despre dar ce sunt, cum a fost, s-au mai întâmplat cauzuri din astea. Eu ce ziceam? Exact, ce zici? Eu ce ziceam? Deci o tranșare a cazului ar să-l crezi pe ăla. Da, domnule, a fost eutanasie. Da. Ieri trebuie închis cazul, nu e nicio crimă. Altea, stai puțin, să ne gândim, să ne... Eutanasiile nu se fac cu rângile, eutanasiile nu se fac cu oameni solizi și în putere. Știi? Într-o societate în care ai mare preț pus pe dovezi, lucrurile astea, pe dovezi. Lucrurile astea nu s-ar mai întâmpla. N-ai mai avea situații din astea așa ciudate. Pentru că s-ar, în lipsă de dovezi... Bă, poți să le ai, că tu nu ai fost de față. Chiar dacă ai urmele... Da, e. Era aia, vreau să văd urmele sângelui. Ai urmele pe rangă, știi? Și ăla tot să spună. Nu, domnule, asta a vrut... eutanasiere. Păi da, dar el a făcut o violență ca să dovedească că n-a fost o agresiune. Trebuie să demonstrezi tu asta? Nu, el trebuie să demonstreze. Cum? Tu deci, ca deci cineva face o violență, iadă-n, ca să o legăm cu altă chestie. Stai. Tu trebuie să demonstrezi agresiunea, deci, nu el. Deci ai... El e inocent, ne învață Rodvar mai jos. El e inocent. Deci tu ai niște sânge pe o rangă, știi? Nu ai... El recunoaște că a folosit ranga aia și l-a agresat? Nu, el s-a zis, poziția lui e că e eutanasiere. E eutanasiere făcută de cine? De el, i-a cerut ăla, știi? Deci a folosit niște violență, dar el pretinde că cu consimțământul. Da, da. Asta e poziția lui. Tu nu ești, n-ai fost de față să zici, aoleu, stai puțin că ăla nu vrea și i-a dat cu ranga. Nu! N-ai datele astea, știi? Te-am zis, chiar dacă avea o cameră acolo, poate e falsificată. Deci poți merge cu scepticismul, da. Are pixel. O soluție, îl bate la poliție și recunoaște la... Dar bine, zice Rodbart aici că nu e validă. Exact, nu e validă mărturie. Dar te gândești că ai multe mărturii la noi? Sau cel puțin în comunism te convingeau aia, știi? Deci tu zici că trebuie să-l crezi pe cuvânt și să dovedești tu? Nu, eu zic că nu, da. Trebuie. Păi ia fii atent, hai să o luăm băbește ca să nu râdem unii de alții. Deci dacă eu eram judecător, eu dau crimă, știi? Am zis, dar ideea e că mă uitam la diverse aspecte. Păi dar tu pe ce dovezi dai crimă? Pe ce știu despre eutanasiere, pe
Nu, să zicem că inclusiv la... sângele ăla, era un prim indiciu, știi? Să zicem că... Să zicem că o simplificăm și mai mult. Deci ăsta de zice... ce știu despre eutanasie? Nu, despre lasă, da. Crime, despre furturi, știi? Nu, dar despre interacțiuni voluntare. Deci ăla nu pretinde, zice, mi-a cerut ăsta. Nu e eutanasie, nu știm ce fel de interacțiune a fost între ei, nu ca să nu te încurci cu eutanasia. Să fie mai simplu. Zici, ăsta mi-a cerut. Și tu zici, trebuie să-l convingi. Asta e eutanasie, e voluntar, mă rog. Nu, să zicem că nu era clar că vrea să moară, nu contează aceste mici amănunte. Trebuie să aibă și el o apărare, știi, doar. Sau tu, tu trebuie să demonstrezi. Da, și tu zici că judecătorul sau, mă rog, cineva care anchetează, da, zice, nu, asta a fost o agresiune aici, n-a fost cu consimțământ. Da, ai dreptate. Și ca să fie mai dihai, nici nu se plânge nimeni. A, nu, ăla poate să spună la eutanasiere. Mm. A, poate să nici n-aducă vorba. Tu trebuie să demonstrezi. Pe ce e cu sângele? Nu știu. Niște sânge. Să ia altuia, ok. Dar ce vreau să zic e... Că și tu nu ești așa naiv, știi, rămâi, aduni niște date, știi, faci niște... Așa poți și la orice accident de mașină, are loc un accident de mașină. Domne, a fost... Demonstrează că voluntar. Agresiv. Da, demonstrează că agresiv. Că ăla n-a vrut. Ai vorbit cu victima? Bine, asta ar funcționa exact când n-ar avea niciun fel zici, de păi rude. Da, dar oamenii nu vor să moară. Ce învi cu filozofie? Filozofie, că așa e omul, știi? Oamenii nu vor să moară, știi? Uh-huh. Păi și ce facem? Dai statistic, știi? Statistic, estimez statistic. În general, oamenii nu vor să moară. Vezi, de estimarea bine. Mea e că... De-aia e bine să ai contracte. Nu, dar nu ai adică control. Contracte să scrie. Ai control. N-ai... Bine, deci tu zici că, de fapt, dovada ar fi că cutumiar, dacă eu dau bani la pâine, trebuie să primesc pâine. În cazul în care cineva își dă... De obicei, oamenii nu-și dau consimțământul să fie violentați, uciși. Poate să și-l dea, dar să-mi aducă ceva, știi? E... Exact. Dacă are contract și... Nu, dar poate să fie și un șervețel. Să vadă, da mă, ăsta a scris-o, da, vreau, miau, miau. La da, revedere. Poți să-l lași, adică. Nu-l asta contrazici. E? Da, nu te apuci să-l contrazici, dacă dovada aia e... Păi cum zicea Hummer. Controversial. Consimțământul explicit îl bate pe la implicit. Dacă ți-a dat o chestie explicită, poate pe ce putem noi. Sperăm că nu avem altceva la îndemână, da, știi? Da, 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 corect. Pentru că dacă aveam situația clară, cineva e în fața mașinii, se ferește, știi, și clar că nu vrea să fie omorât de mașină, e clar că e agresiv. E, aici avem o problemă. Sau nu avem o problemă? Avem dacă vezi că e pura. Nu. Păi stai. Acolo poți să spui, de unde știu că... Hai că îți dau una gravă de tot. De unde știm că nu suntem în metri, știi? Îți dau una gravă de tot. Asta spun, că avem o problemă. Dar presupun că tu o să rezolvi pe consimțământul explicit care îl bat pe la implicit. Dar nu știu dacă folosești aceleași standarde. Încheiem un contract să mă omori. Despre ce discută libertarienii întotdeauna? Cum omorâm pe alții? E foarte ușor, da? Încheiem un contract să mă omori. Eu zic, omoară-mă. Tu spui, da, șeful, să face. Eu zic, da, dar eu vreau cu pistolul. Mă omor cu pistolul. Da, șeful, să face. Bun. Scriem și un contract. Ca să fie consimțământul cât se poate de explicit, valid, probabil, whatever, da? Tu vii să mă împuști. În clipa aia suntem în fața a multă lume, când tragi în mine, eu mă feresc. A fost poate consimțământ sau n-a mai fost consimțământ? E doar o figură teatrală. Nu poate fi ceva instinctual. Da. Pentru că poate fi ceva... Am zis că o să fie grea. Poate fi și o anulare obligativă. Și atunci e crimă. E greu.
Unul dintre lucrurile despre care vorbește Rothbard în capitolul ăsta sunt cât de mult poți să te aperi, și anume că există întotdeauna în contrați libertarienii pe ideea: dacă ai un copil care fură o gumă, poți să-i tragi un glonț în cap. Exact, ăsta e exemplul pe care îl dă Rothbard. Nu suntem noi nebuni. Nu exagerăm noi aici. Și practic cât de mult poți folosești forța, poți folosești violența în apărare, în propria apărare. Și de aici apare principiul ăla de proporționalitate despre care am mai vorbit. Și ideea e așa, că tu practic în procesul de, și aici vreau să-l și leg un pic de următorul capitol, în care el discută despre pedepse, proporționalitate. Adică cumva și în cursul apărării se aplică oarecum același, deci tu te aperi, dar acțiunile pe care le faci când te aperi nu trebuie să fie mai mari decât pedeapsa maximală care ar putea fi, cam ăsta e principiul, decât pedeapsa maximală care s-ar aplica. Dacă cineva îți amenință viața, pedeapsa maximală este viață pentru viață, la revedere. Dacă cineva îți fură o gumă, pedeapsa maximală nu poate să fie viața, așa că nu poți să-i zbor creierul, da? Dacă cineva, să zicem, a furat ceva, a? Tu, polițist fiind, nu poți să-i cărăbănești pumni în cap ca să recunoască, pentru că furtul este o agresiune asupra unui tip de proprietate, cărăbănitul de pumni în cap este o agresiune asupra unui alt tip de proprietate, și anume corpul. Și prin urmare folosești mai multă forță, adică nu e acceptabil. Acolo e și faptul că e inocent ăla, știi, până la... Da, corect. Bine, nu, deci nu, Rothbard nu face contează aici o atât de mult. Care s-a reproșat toată viața aia cu terorismul. El spune că aici? Dacă, da, aia cu teroristul... Dar nu e în, nu e în capitolul ăsta. A zis, ba da, făcut... e în capitolul ăsta. Iar ați folosit ediția, da? Eu știu că audio-ul ăsta. Că s-ar putea iară să-i folosit ediția a doua, în loc să fie completat, deci zice la ediția a treia. Dacă știi că el a pus o bombă undeva, îl poți tortura ca să extragi mărturia, și că e o chestie antreprenorială. Dacă ai avut o intuiție bună, ești rău și nu pățești nimic. Dacă ai greșit, trebuie să fii pedepsit ca și cum ai fi torturat un inocent. Da, nu, eu zic că un punct slab, pentru că e clar că torturezi un inocent, adică n-a trebuit să ai... Deci Rothbard și-a luat la critici cu... De ce? Chestia asta. Torturezi un inocent. De ce? Pentru că ăla e inocent, încă n-ai demonstrat, doar ai indicii, știi? Păi nu contează, asta e pariu antreprenorial. Nu, eu zic că n-ai voie să faci. E ca bătaia la poliție. Nu, nu, dacă ai dovezi... Nu, bătaia la poliție este pentru că... Și acolo ai indicii, că doar nu e tăia la poliție. Zic dovezi, nu indicii. Bătaia la poliție este... el o subsumează furturilor. Deci nu are nimeni probleme dacă, de exemplu, sau nu cred, da, că Rothbard ar avea o problemă. Problem. Ba da, el zice că n-are voie să atingă de tine. Gândește că el nu e de acord să te oblige ca martor. Ia stați un pic. Nu e de acord să te oblige ca jurat. Deci chestii mult mai subțirisime. Uh-huh. Dar minte să te bate aia la poliție. Deci, am înțeles eu din principiu. Nu, uite, el spune așa, as a corollary, poliția nu poate să fie niciodată, să-i fie permis să comită o invazie care este mai rea decât sau mai mult decât proporțională vis-a-vis de crima care este investigată. Așa, cu zici că dacă are o bombă... E amenințare de... Mare. Mare. Big badaboom. Deci asta, el aici, merge pe inocent. Asta spune, știi? Merge pe inocent. E inocent, dar ai indicii. Deci, plus că acolo, ăla, chiar dacă e inocent, tu încerci, tu ești în procesul de apărare, nu ești în procesul de, de investigare, de demonstrare a vinei. Ai stabilit că știi că... Tu încerci să oprești bomba aia să explodeze. Că după aia, după ce ai explodat, nu mai bați. Ar fi legitimă.
din punctul de vedere descris de Rothbard, cel puțin punctul lui de vedere e consecvent. Problema cu tortura în sine e twofold. Unu, e un pariu antreprenorial cu risc foarte mare. Asta se întoarce împotriva lui. Exact. Pentru că dacă e pariu antreprenorial, de ce e pariu? Ce înseamnă un pariu? Că nu e sigur. Că ești nesigur. Păi da. Păi vezi? Păi da, în scenariul în care erai cam sigur, deci tu știi sigur că l-a pus bomba. Costel, tu ești același om care mi-ai spus că e agresiune dacă trag pe lângă tine, deși eu îți spun că nu trag în tine. Este. Păi și ăla e un pariu antreprenorial destul de mare. Adică nu rămâi consecvent pe poziție. Păi nu, pariu antreprenorial, pariu înseamnă incertitudine, nu știm. Tu scoți pistolul, tu ești îndreptățit în condițiile alea să scoți pistolul la mine. Deși eu ți-am spus, nu știm, fratele nu meu alt, nu-ți vreau niciun rău. Sunt sigur că el a pus bomba. Știi? În două scenarii, una e în care suntem siguri și vrem să extragem niște informații. Și în care nu suntem siguri. Păi da. În ăla în care nu suntem siguri și în care el e inocent, ei nu vom fi niciodată siguri că el a pus bomba, că dacă am fi, ca să fim siguri, ar trebui să știm unde a pus-o. Nu e evident, nu e corect. Poți avea de canale. Suntem siguri. Poți altfel de canale. L-a dat cineva în gât. Suntem, păi, și dacă l-a dat cineva în gât, el, cuvântul cuiva împotriva lui. Nu poți să fii sigur. Sigur poți să fii, sigur poți să fii doar în următorul caz. Sigur. Sigur nu poți fi niciodată pe sigur, discuția poți să anterioară. Sigur doar în următorul caz. Știi că avea bomba asupra lui, l-ai văzut cu bomba asupra lui, l-ai văzut fără bombă. Acum nu mai are bomba asupra lui. Doar atunci. Nu, păi. Nici atunci. De ce? De ce? Păi dar nu mai... Păi poate a dat altora și o dus o altă localitate, știi? De ce ești sigur? Păi sunt sigur că el a pus bomba. În mâinile altcuiva, în cel mai rău caz. Aici voi treceți peste... Dar el a pus bomba, adică dacă tu pleci în starea, dacă ești sigur că exista în starea în care e cu bombă și acum e în starea fără bombă, regulile realității dictează că el a pus bomba undeva. Acest undeva poate să fie un loc fix sau mobil. Nu contează, dar el a pus bomba undeva. Sau, în cel mai rău caz, i-a căzut. Zic, da, dacă asta e apărarea lui, e... Nu, a dat-o altcuiva. Auzi, esența discuției aici... E același lucru. Are și nu mai are. Esența discuției aici este că există niște dovezi că aia e o bombă. Da? Așa. Pentru că atunci este o amenințare și tu ai o treabă să oprești amenințarea aia. A pierdut-o, a scăpat-o, a dat-o, nu contează. Nu, atenție, și aici e destul de... Aici e loc de împins înapoi în poziția asta. Dacă bomba aia e cu ceas... sau ceva de genul ăsta, atunci da, ai loc de urgență, e o amenințare iminentă. E o amenințare iminentă. Dacă bomba aia nu e cu ceas și doar se plimbă cu niște dinamită sau niște C4 la el, aia nu mai e o amenințare iminentă. Nu, aici era activată, cred. Păi da, da, sunt sigur că era activată, că despre asta nu, discutăm. Dar ce vreau eu să... Eu așa mă gândeam. Avem scenariu în care... Știm sigur că el a pus o bombă undeva, dar nu știm unde e. Uh-huh. Și atunci tortura ar avea sens. Te spuneai tu că e o formă defensivă. Știi? Agresiune. Hai să zicem că ar suna legitim aici tortura, să extragi informații. Și altceva, doar că n-aș numi pariu antreprenorial. Pariu antreprenorial ar fi a doua situație în care nu ești sigur. Da, în care nu ești, da, în care nu ești sigur. În cele mai multe dintre cazuri nu ești sigur. Și atunci mi se pare că nu e ok. E în continuare un pariu antreprenorial. Dacă ai destule indicii că există o bombă, că el ar putea să fie cel care a pus-o, ăla e pariu. Ăla e pariu. Nu poți să fii sigur. Există, așa cum l-au condamnat și pe Năstase, da? Nu există dovezi directe, dar o preponderență foarte mare de dovezi circumstanțiale în acest caz ne fac să credem că și-l dracul l-au trimis la închisoare. Păi adică nu mai există distinția între scenarii, știi? Tu ai folosit siguranța la ambele. Nu, avem păi nu. În care știm sigur că l-a pus-o. Nu, nu, nu. Păi asta spun. Că există un siguranță, dacă vrei să o luăm așa. Nu, beyond reasonable doubt. Certitudine. Deci siguranță e una. Certitudine n-avem niciodată. Certitudine poate să aibă diferite grade de certitudine. Da? Siguranță e când ai certitudine 100%. Probabil e când ai certitudine 50%.
să zicem. Vreau să zic eu că scenariul ăla în care permis tortura... Păi ba da, că eu aș zice că poți permis tortura de la certitudine 85% în sus. Și ar fi un caz de pariu. Adică... Păi de ce stai, e pariu? Păi, la... stai, deci... Deci, uite, hai să luăm altfel. Păi și dacă eu sunt de la 85% în sus, că gloanțele alea pot să mă nimerească de mai devreme. Păi tu ai rămas acolo, Alexandre. Bun. Păi și cum am putea defini chestia asta? Nu vezi că n-avem cum. Păi da, dar ăsta e pariu. Asta încerc să spun. Ăla e pariu antreprenorial. Tu poți să începi să... Tu dacă ai certitudinea asta de 85%, poți să începi să te aperi. Auzi, dacă îi zici pariu antreprenorial, Mali, pare că e o afacere. Tu ai voie să-l torturezi. Știi că el a pus. Nu mai discutăm de niciun pariu. Tu ești acolo. Nu contează ce se întâmplă. Dacă găsim bomba sau nu o găsim. Tu ai voie să-l torturezi. Ăsta a fost argumentul să tău. La o agresiune atât de mare, știi? Stai să precizăm de ce ai voie. Că zice Rothbard. Proporționalitate. Păi proporționalitate. Da, dar ce înseamnă proporționalitate? Zice Rothbard. Zice, și eu sunt de acord. Când cineva face o agresiune, renunță la dreptul lui de a nu, de a nu fi agresat în limita agresiunii pe care a făcut-o. Da. Adică furi o gumă, poți să-ți cer 2-5 gume înapoi. Mă rog, e în limitele, dați niște gume. Da, da, acolo Valiar avea oarecum dreptate, că e o bombă versus tortura, ambele sunt dure, știi? Deci da, ideea e că acolo... E gumă versus... Exact, da. Acolo ai o amenințare asupra mulți oameni, deci e o chestie de gravă, și atunci... Mă rog, el contează, poate să fie și un singur om. Nu știu dacă ați înțeles argumentul meu. Nu mai contează pariu. Păi, ba da, am înțeles, la drepturi, nu mai contează. Am înțeles că suntem amândoi de acord că dacă există o certitudine de 100%, adică siguranță, dovadă care mâine mergem, deci noi nu mergem acum la un tribunal să-l condamne în baza dovezilor pe care avem, că ne grăbim să găsim bomba, da? În punctul ăsta de vedere... Dacă o găsim sau nu. Deci Rothbard îți dă impresia că e important. Dacă o găsim, suntem eroi. Păi da. Dacă nu o găsim, suntem teori. De ce? Stai cum, adică interpretarea lui Vali e suficient dacă ai o agresiune suficient de mare, știi? Poți folosi tortura. Eu n-am înțeles. Nu s-a înțeles. Nu, eu n-am înțeles de la Rothbard așa. Eu am înțeles că polițiștii... deci tu... Polițiștii n-au mai multe drepturi în lumea libertariană decât un cetățean normal. Deci un cetățean normal poate să facă ceva ca să se apere, ca să o precizăm așa, dar dacă face mai mult decât e corect, atunci povara agresiunii, excesului de violență, să zicem, cade înapoi pe ăsta care de fapt el făcea niște dreptate, dar a exagerat. Păi da, argumentul meu e că nu, că ai hiperproporționalitatea. Nu mai contează dacă îl prinzi pe ăla sau nu îl prinzi. Dacă ai dovezi, dacă ai dovezile clare că dovezi. Există, atunci ăla, atunci ăsta era, că aveai dovezi. Deci, iar dacă nu ai dovezi, ăla e inocent. Nu, tocmai asta e ideea. Ai greșit. Tocmai asta e ideea. Noi suntem aici încă în capitolul despre apărare și nu în capitolul despre pedeapsă. Da? Trecusem la pedeapsă. Tu, polițistul în sine, este încă în scenariu de apărare. Scenariul de apărare zice așa, ai voie să te aperi cu măsura în care nu comiți o agresiune mai mare asupra celor care tu pleci de la premiza că ăla e agresor. Da? Dacă se dovedește că te-ai apărat împotriva unui inocent, da? Pasibil tu. Ești pasibil tu. Dacă se dovedește că te-ai apărat împotriva unui vinovat, ești exonerat de violența pe care o comiți. Exemplu, ca să nu ne chinuim cu terorismul și cu nu știu ce. Exemplu, tu ai o geacă verde. S-a furat o geacă verde, îl vezi pe unul pe stradă cu o geacă verde identică cu a ta. Duci la el, pui mâna pe el, o iei înapoi. Dacă geaca aia chiar e a ta, e ok. Dacă geaca aia nu e a ta, că a cumpărat una identică, ai comis o agresiune. De-aia țin femeile să aibă rochii unice. Așa s-ar fi și... Exact.
Că el aici nu dă exemplu de un teror, mă rog, în ediția pe care am citit-o eu, nu dă exemplu unui terorist, ci dă exemplu unui criminal. Dar nu e agresor. Teroristul. Ăla cu bomba. Păi dacă a pus bomba, e agresor. Da, da, asta e întrebarea. Ai voie să-l torturezi în da? Condiții de incertitudine? Da. De incertitudine? De incertitudine? Da. Eu zic asta. Da. Pentru că ești încă în partea de apărare, nu ești în partea de stabilire a vinovăției. De asta și numește Rothbard un pariu. E un pariu. Tu folosești violență asupra unui om pe care presupui, despre care presupui că va ieși vinovat la finalul procesului. Din gura situației pe care... Tu spui că ai voie să faci asta. Dacă eu trag pe lângă tine, tu ca să te aperi, trebuie să tragi în mine. Auzi, stai agresiv. Stai puțin. Tu nu ești un inocent. Tu dacă tragi spre mine, nu ești un inocent. Gândește-te că într-un fel... Ești un inocent dacă tragi spre mine? Deci cred că, distinția aici este pariul ăsta de care zice Vali este în esență, e ca o agresiune de la zero. Da? Și deci cine face o asemenea agresiune e pasibil de pedeapsă proporțională, hotărâtă de victimă, de ajunge și acolo. Ai voie să faci? Agresiunea? Dacă tu nu știi... N-ai voie. Nu știi că... Agresiunea? Nu. Tu ai niște baza indicii de... că poate a pus... Nu, stai. El încă stai e inocent. Tu te gândești la ale tale. Ai voie să-ți iei geaca înapoi de la ăla de pe stradă sau nu? E aceeași întrebare. Ai voie să pui mâna pe el, stai, ho, și să iei geaca de pe el? Deci știți ce mi se pare că e neclar în discuțiile astea? Când zici ai voie, nu vorbim despre dacă poți, știi că am făcut noi distinția. Nu, de drept. Nu vorbim de drept, ci e de drept. Și de drept, tu ai de drept voie să faci ce crezi că e drept și ești pasibil de pedeapsă dacă greșești. Deci ideea e că tu poți să te apuci să faci o acțiune, nu numim agresiune acum. Faci o acțiune de la zero. Din ce? Pentru că vrei să îndrepți ceva. Sau să... Nu contează. Vrei să ajungi la un scop. În toate exemplele de până acum au fost îndreptarea unei greșeli, nu știu ce. Dar poți să faci o chestie de la zero. Care ar fi dreaptă. Și după aia... Și tu nu te asiguri că faci bine. Se dovedește după aia că ai făcut o agresiune. Oricum ai luat-o. Că ai pornit-o din treaba ta ce motive. Da? Se dovedește că ai făcut o agresiune, ești pasibil de... Deci nu există să ai voie sau să n-ai voie. Noi ce zicem? Agresiunile ai voie? N-ai voie. Deci mi se pare că formularea ar trebui să fie, într-un fel îi dau dreptate lor doar. Formularea ar trebui să fie ai voie să agresezi în cazul ăsta să-l torturezi pe unul? Pentru că acum jucăm pe scenariu... Folosești un cuvânt greșit. Nu e vorba dacă ai voie să agresezi. E vorba dacă ai voie să folosești violența. Ea nu e agresiune dacă e retributivă sau preventivă. Exact asta ziceam, că noi jucăm acum... Nu ai voie să agresezi niciodată. Eu discutam în scenariu în care n-ai certitudini, că dacă ai certitudini, nu e agresiune, ci e o violență în apărare. Dar dacă nu ai certitudini și jucăm partea aia de pariu... Din nou, cazul în care ai certitudini e foarte, foarte, foarte limitat. Exact. Adică nu acoperă nici 1% din cazuri. Exact. Nu vorbim de asta. Nu contează. Acceptare... Aia e clară, nu o dispută nimeni. Treci la următorul. Păi da, și discutam în situația de incertitudine. Și părea că se discută folosind cuvintele astea, dacă ai voie, chiar dacă ai incertitudine, că faci un pariu, că nu știu ce. Și drept ce este? Nu ai voie. Poți să faci chestia asta, e pariul tău. În fața legii corecte libertariene, pariul, tu poți să faci oricând pariuri. Dar nu o să-ți dea vreun judecător dreptate. A, da, am înțeles, ai făcut un pariu. O să-i dea dacă lui, dacă, înțelegi dacă pariul s-a confirmat. Da, asta e, dar... Exact, asta e. Pariul, dar tu trebuie să faci acțiunea înainte să se confirme. Da. Tocmai asta e și ideea. Și acum, ca să complic... n-ai voie, tu faci o chestie care poate e o tâmpenie sau un lucru bun. Dar povara e pe tine. Că tu ai o... Nu știu, un sarcademen, tu știi. Absolut, adică bine, asta în realitate n-ar sări nimeni. Și la aia cu geaca și la aia tu ai un... Ca să complic exemplu... Nu-l mai complic. Nu. Să complic exemplu cu teroristul, să-l fac similar cu ăla cu geaca, ca să înțelegi despre ce vorbesc.
tu l-ai văzut pe un om că are o bombă și că nu mai are bomba. Ai o certitudine maximă că ăsta e. L-ai găsit mai târziu și acum întrebarea este ce poți să-i faci ca să afli unde e bomba. Da? Bun. În primul rând îl întreb. Măi, aveai o bombă, unde e bomba? El zice, și el zice, și m-am răzgândit. Și ca să-l duc la cazul cu geaca, da? Tu nu l-ai prins pe ăla cu bomba. L-ai prins pe fratele lui Geamăn, Jose Armando, despre care nu știe că există. Deci ei doi sunt gemeni separați la naștere. Păi și l-ai prins pe ăla. Dar tu ești sigur că e el, că tu nu știi care gemeni, nu știi și doar l-ai văzut, arată la fel, sunt gemeni identici. Îl întrebi, ai vreun frate? Nu, frate, n-am niciun frate. Asta sună, da? Ca o comedie franceză. Ok. Da? El îți spune, nu, n-am niciun frate. Deci clar, e cert, el e. Nu putea să fie altul, că ăsta n-are niciun frate. Dacă ar fi avut un frate, ar fi putut să știe. Deci ideea e că și acolo e un pariu. Chiar și tu când îți ești cert și toate informațiile îți spun că, domne, așa e, bă, poate să fie frasul, da. Știi? Deci tu zici că merge. Și dacă tu pui mâna pe ăla de pe stradă cu geaca, doar să-l oprești, să-i spui, nu, stai aici, să vină cineva să ne descurce sau hai să mergem la un judecător. Și zice, ce să mergem la judecător, frate? Nu te cunosc, n-am nicio, eu am treabă, mă duc la piață. Eu măcar mă duceam la piață. Care aici? Care, adică nu s-ar ca de mentă. Are ipoteză. Asta spun. Și asta spune și Rothbard. În partea în care tu încă ești pe apărare, trebuie să faci în așa fel încât acum dacă tu, ca să te aperi, îi tragi una în cap și ăla cade jos și după aia iei geaca, da, ai sărit calul, că e agresiunea aia despre care vorbim, știi? Deci unde e partea unde ne... Ăla de fapt nu prea mai e așa. Bă, certitudine e partea. Tu spuneai că e vorba de certitudine și doar atunci e justificat. Și eu spuneam nu, există cazuri în care tu faci un pariu atâta vreme cât ești încă în partea de apărare și se va demonstra la proces cine a avut dreptate. Dacă tu, violent fiind, ai comis o agresiune sau nu. Sau erai în procesul de autoapărare. E că și tu aici ai niște indicii, știi? Nu ești chiar... Deci nu te-a pus să-l torturezi pe la... Ai niște date, știi? Ai niște date. Dacă îmi zici că ai niște date, mă gândesc că te gândești. Păi nu, și Rothbard are în vedere asta, că știi ceva, deci nu... Da, da. Nu iei din cartea de telefon, știi? Nu s-a dat tortură prima oară, știi? Deci nu, dovezi. Ai... Deci ai niște dovezi. Ele trebuie să fie tare de tot. Doar dacă ții la pielea ta, că în fond asta e ideea, tu faci un pariu că ce urmează să-i faci individului va fi exculpat ca autoapărare. Da? Deci dacă ții la pielea ta, e bine să te asiguri că ceea ce produci tu acolo e autoapărare și nu o agresiune. Și dacă ăla s-a dezamorsat-o și n-a mai făcut nimic, ce face? O să o încasezi, pentru că nu mai era un pericol iminent. Intri la tortură, nu? Deci justificarea ar fi că ăla e o amenințare, nu? Dacă vezi și aici intervine subiectivitatea. Dacă l-a dezamorsat-o și tu n-ai dovezi... Și aici intervine subiectivitatea. Băi, estimarea ta și subiectivă aici e că... eu, ca să fiu consecvent, tocmai asta aș fi spus, că am nevoie ca amenințarea aia să fie iminentă și anume eu trebuie să cred că dacă nu găsesc... Să crezi, să ai dovezi. Să cred... că dacă nu găsesc bomba, explodează. Da? Dacă ăla îmi spune că a dezamorsat-o... Asta îți informează hotărârile pe care le iei tu în pariul tău. Da, da, da. Dar asta nu justifică ce? Legal acțiunile. Ba da, asta e deci teza lui Rothbard, justifică tortură. Deci, Vali, lasă-l pe Rothbard. Da, ce? Deci, Vali a zis, dacă eu cred că aia e o amenințare, dar după aia... Așa. Eu vreau să zic,
Admit și el că dacă se înșeală, plătește. Dacă asta vrei să zici. Da. Dacă se înșeală, plătește. Da, dar eu vreau să... Eu pot să trag... Dacă vrei, eu pot să trag înapoi la cazul cu împușcăturile. Nu, ok. Împușcăturile de muște. Dacă ăla îmi spune că a dezamorsat bomba, înainte să o lase, că a avut o schimbare de conștiință... Atunci îți trebuie alte dovezi. Atunci îți trebuie alte dovezi, da? Corect, yes. Nu, eu mă legam numai că atâta știu și eu. Mă legam de formulare, că dacă zici eu cred, aia ok, îți informează hotărârea rațională, dar nu justifică în cazul ăsta. Eu asta aș putea să o întorc înapoi și tu crezi că e o agresiune, dar... Vali, fii atent la asta. Unul face cu un pistol de ciocolată spre tine și... tu îl vezi ca fiind un pistol real, știi? Da. Și el îți zice că e de ciocolată. Nu-ți zice. Și l-o mori. Și l-o mori. Cazul se dovedește chiar, e de ciocolată. Chiar a fost un caz în ideea asta. Așa, ce face? Trebuie să dai pedapsă. I feared for my life. Nu contează. Teoretic, you feared for your life, nu e de ajuns. Adică dacă nu s-a petrecut niciun fel de schimb de cuvinte între tine și... individul respectiv, nu. Nu, dar ok. Uite, mi se pare că are un exemplu în manifestor aici în care zice că nu, că era defensiv. Parcă era cu pichetarea aia sau nu știu ce și un polițist a împușcat. Dacă ăla te amenință. Păi te amenință, îndreaptă ăla de ciocolată spre tine. Nu. Îndreaptă ăla de ciocolată e una, dar asta e singurul lucru pe care îl face. Dacă el te și amenință, s-ar putea... Te și amenință. Păi dacă face chestia asta, da. Atunci se creează circumstanțele să pară o amenințare. De ce lași? Justificată. Da. E de asta și spun, contează foarte mult și restul. Da. Contextul. Păi și atunci de ce ar mai conta la dinamită? Păi... De ce n-ar ajunge amenințarea? Sau percepția faptului că percepția amenințării, cine umblă cu o bombă o să fie relevant ce se întâmplă, că s-a găsit dezamorsată, că era vărâsul. Nu, tu ai văzut o amenințare și ai reacționat la o amenințare, că la pistolul de... să fie validă... Pistolul de ciocolată nu e de ajuns, asta spun. Pistolul de ciocolată nu e de ajuns. Trebuie să existe și un alt comportament pe lângă el. La bombă există. Care? Știi că ăla a pus bomba, revenim la... Ai date, știi. Ce înseamnă pus? Dacă pus înseamnă amorsat... Și că urmează să explodeze. Vali. Nu, păi asta e ideea. Ce înseamnă pus? Dacă eu am pus niște... Nu discutăm fizic acum. Lasă mă refeream. Da. Că e dată dreacu, știi, stă să sară, știi. Că bomba urmează să sară în aer. Da. Păi nu văd nicio problemă cu asta. Păi asta era... Nu mai ai nevoie pariu. Uite, revin. Nu mai ai nevoie de pariu. Contează doar că ai amenințare. Că și la pistolul Repet, dacă tu știi că ăla a pus bomba, l-ai văzut punând-o? Că în rest nu ești pe certitudine. Cum fac oamenii? Creează... Tu spui o situație clară, e unul în deșert, păi stai puțin că dacă suntem în roșior de vedere, nu, de vedere. Cum ești sigur? Întrebarea mea este, cum ești sigur că ăla a pus bomba și ești de asemenea într-o situație în care trebuie să-l torturezi ca să afli unde e bomba? Că astea două trebuie să le țin împreună. Pe orice vrei tu, pe criteriul Valentin Berceanu de certitudine sunt satisfăcute. Așa, dacă le ai criteriile... Oricare ar fi criteriile admise de Valentin Berceanu, judecător de certitudine, sunt bifate. Pune ce vrei. Deci Costel zice că nu are rost să intrăm în amănuntele dacă tehnice. Dacă am o bombă, asta e care nu știu ce camiu, e în curbă, gata, știi? Zice că nu are rost să intrăm în amănuntele tehnice, că vezi, Doamne, e irelevant. Ideea e că o bombă... Ori sunt deja dovedite, ori, mă rog, e irelevant pentru că, exemplu, problema era alta, în exemplu. Vezi, da, înseamnă că n-am înțeles problema. Ok, atunci ajungem undeva. Ăla a pus bomba și știi că a pus-o numai despre iranieni. A folosit de la iranieni și de la ruși. Bine, dar ce vrei să-i faci mai departe? La Vali, eu asta pus
însemna altceva decât ziceai tu. Asta a fost ciudățenia aici. Deci tu ziceai, era clar că dacă a pus-o, nu intră mâna că e amorsată cu ceas, fără e ceas, sigur, nu știu ce. Dar Vali nu voia să, zică că nu e clar dacă a lăsat-o jos, nu e, guys, conjuncția și, guys, right? Stop. Conjuncția și se stop. Referă la un stop. Obiect, stop. Se referă la un stop. Obiect sau stop. La o relație. Stop. Deci, ești sigur, nu cu un grad de certitudine, ești sigur că a pus-o. Da. Bun. Ce se întâmplă mai departe? Sare în aer. Unde a pus-o? Nu, nu, nu. Ce vrei tu să faci? Tu care e sigur că a pus-o, ce, care e acțiunea ta? Ce vrei să faci? Vrei să-l torturezi pe ăla? Da, da. De ce îl torturezi pe ăla? Ca să preîntâmpini. Ce preîntâmpini? E bombă cu ceas, are la două, știi, să mergi să o dezamorsești. Din nou, tu ești sigur că a pus-o, sigur. De ce mai ai nevoie de informația despre unde este, dacă e sigur că a pus-o? Cum poți să fii sigur că a pus-o în contextul în care am discutat mai devreme de gemeni și de toate chestiile alea? Cum poți să mai fii sigur că a pus-o dacă nu l-ai văzut punând-o? Vale, dar poți să ai tot felul de dovezi. De atunci știi unde e. Poți să ai tot felul exact de dovezi. Exact, îți răspund ca mai înainte. Dovezile lui Valentin Plerceanu de validitate. Doar lipsa unde deci e. Orice admite el. În dovezile mele nu poate să existe o certitudine despre faptul că a pus-o, ci o incertitudine a locului în care a pus-o. Uai! Orice certitudine. Pentru că astea sunt dovezile mele. Astea sunt criteriile mele. Dacă criteriile mele de certitudine presupun că știi că a pus-o cu certitudine, înseamnă că știi și unde a pus-o. Pentru că altfel nu știi cu certitudine. Dar poate știi că a pus-o în... Poate... Ok, am înțeles. Asta era ce încercam să spun. Ei. Ei. Da, la idee că ai înțeles, știi care era ideea, știi? Deci nu, stai că eu folosesc termenul cert în sensul că știm exact. Îți dai seama că nu mai aveam dileme. Înțelegi? Asta zic, dacă în continuare e avem dileme, Ranga, atunci... Ne mai uităm și la alte situații, dar deci, dacă noi știm unde a pus-o ăla, duce toată dilema etică. Exact. E clar că noi nu ne refeream la asta. Păi aveam da. O dilemă. Care e dilema noastră? Că vrea să știm unde e bomba, înțelegi? Bun, în acel caz, tu ești în continuare într-o stare de incertitudine. Mică, mare, nu știu, e la atitudinea ta. Nu contează pentru judecătorul Valentin Berceanu decât dacă bomba asta există și sare în aer. Sau ar fi putut să sară în aer dacă nu o găseai la timp. Așa. Doar asta te va exculpa din ce urmează să-i faci individului. Existența fizică a bombei armată, așa, capabilă să sară în aer. Deci nu te scuze sau te scuze? Dacă ea există și a pus-o individul ăsta... Nu mai ai de ce să-l torturi, nu mai ai de ce să-l torturezi, că știi tu. Nu. Nu, ești în urmă. Ești în urmă. Alex, ești în urmă. Ce vrei să zici că e suficient? Vreau să contează. Zic că asta te exculpă. Dacă ce, bomba asta există. Și eu ce am zis? Eu cum am început discuția? Acum 5 minute. Păi nu știu că n-am înțeles exact, poziția ta. Exact asta am zis. Ok, perfect. Asta era ideea. Deci suntem de acord. Că nu mai ai nevoie de pariu, pentru că ai... Nu. Ba da, asta e ideea. Nu mai ai nevoie de pariu. Te absolvă. Operirea... Nu, înseamnă că nu ne-am înțeles. Ultima întrebare, am spus așa. Hai că nu mai discutăm. Tu faci pariu, da? Doar în situația de incertitudine. Da? În situația de certitudine, am mai spus odată, nu e pariu, dar nu poți să ai o situație de certitudine, cel puțin după părerea mea, nu poți să ai o situație de certitudine și să nu știi unde e bomba. Pentru că, după părerea mea, certitudinea, 100% siguranță, care să nu fie nevoie de pariu, da? Certitudinea este în felul următor. L-ai văzut unde a pus-o și stai cu ochii pe el. Scenariu. Introduci variabile. O definiție a certitudinii și incertitudine care n-aveam nevoie, știi? Care sfute tot scenariul. Noi aveam un scenariu clar în care trebuia să facem niște alegeri tragice. Dacă noi știm unde e bomba, nu s-a dus dracu tot scenariul. Păi tocmai asta încerc să spun, că alegerile tragice le facem doar în situația în care avem incertitudine asupra faptului dacă el a pus-o sau nu. Sau unde, sau cum, sau figuri. Mă rog, nu, unde este pentru ceea ce îl torturăm ca să aflăm. O să ai tot fel de amănunte din astea, să-ți dea codul. Știi că a pus-o figuri. Undeva.
Știi că a pus-o undeva. Ai certitudinea, dar nu știi locul. Știi? Dar poate nici nu contează unde a pus-o. Da. Adică știi ceva despre situație, știi? Știi că e undeva în București. Înțelegi? E în București. Asta nu e certitudine. Unde în București? Da, de acord. Tu o să zici nu că o folosesc în certitudine în care știi exact, știi că... Asta e situația. Problema despre certitudine este dacă ai persoana potrivită, nu dacă el a pus-o undeva. Am înțeles, nu știu unde a pus-o. Da, da? Da, problema este dacă el este cel care a pus-o sau nu. Asupra acestui fapt, tu nu poți să ai certitudine. Dacă tu ai certitudine, 100% siguranță asupra acestui fapt, da, în opinia mea, ca tu să întrunești criteriile de certitudine asupra faptului că omul ăsta a pus bomba, știi și unde e și atunci nu-ți mai trebuie să-l torturezi. Dacă tu nu știi unde e, nu știi 100% dacă a pus bomba, vei face un pariu, pentru că nu știi 100% dacă a pus bomba, da? Și în punctul 3, când te duci la un judecător, el te va judeca în funcție de dacă ai nimerit omul sau nu. Adică tu ori ai torturat un om nevinovat, caz în care ești vinovat, ori ai torturat un om vinovat, caz în care nu mai ești vinovat, deci pentru că te apărai. Se referea la el, asta vrei tu. Da. La el. Spune-și mai. Da, cred că și la Rodubart tot asta e problema. Tu ai niște indicii, dar nu e clar. În sensul ăsta, da, e un bar. Da. Da. Îți iei da, dacă ai voie să... E greu. Și o altă chestie pe care o mai spune Rothbard în capitolul ăsta este că din autoapărare și din faptul că tu nu ai voie să agresezi pe alți oameni ca să te aperi, nu poți să forțezi pe cineva să te apere pe tine. Asta e complet evident. Nu, adică nu poți, e complet nu evident, dar țările care recrutează soldați, pentru ei nu e la fel de evident. Adică da, exact pe partea asta a spus. Asta odată și un alt lucru în care obiectează el este sistemul de jurați din Statele Unite, unde ai o datorie civică, în sensul că dacă tu poți să refuzi de un număr de dăți să fii pe jurat, dar la un moment dat nu mai ai voie să refuzi. Da, și atunci trebuie să faci... Un mecanism de la ei care... Da. Ciudat. Ce mi se pare mie interesant la partea asta de pedepse este că precizează un lucru foarte contraintuitiv, că victima în principal, cine are dreptul să ceară pedepse? Victima care ar putea să ceară restituții de orice fel. Ideea este că proporționalitatea asta hotărăște o limită maximă. Nu, ce am zis, nu poți să bați pe cineva pentru că, sau mai rău, pentru că a furat o gumă. Și chiar la lucruri mai grave, victima poate să hotărască și are un spectru, ăsta îți dă doar un maxim proporționalitatea. Victima poate să fie tolstoiană, poate să fie cumva și să poate să ierte agresorul. E libertatea, pe când acum, că asta vrea să facă distinția, pe când acum au fost furat dreptul ăsta pe care legitim îl are victima, de către instituții, stat, care fac ei dreptate în numele unei societăți așa prezumate, nu e clar unde începe, unde se termină, și dă niște pedepse agresorului, dar victima nu rămâne deloc reîntregită sau mulțumită. Că nu e centrată pe victimă. Nu e centrată. That's the point al lui. Yeah. Ok, ce vreau să zic, că și ăștia au internalizat intuițiile astea. Deci ăștia mainstream. La un viol, dacă ea nu-l mai consideră agresor, se mai anumită, deși atât un furt, nu știu ce. Dar într-adevăr, există chestia asta de drept penal în care victima e societatea, știi? Or, ce vor să spună libertarienii e că victima trebuie să fie individul, nu societatea. Asta ar fi diferența între dreptul civil de victima e... individu și dreptul penal, unde crimele sunt împotriva societății, ar propunea Rothbardian, ar fi să
dreptul, ca dreptul penal să devină drept civil, toate să fie delicte. Da, să fie stricăciuni. Da, să fie civile. Adică, repetând, cineva folosește proprietatea altcuiva fără consimțământ și în cazul ăsta îi face și niște stricăciuni. Cine poate să ceară ceva? Numai proprietarul, care e crucial în sistemul ăsta legal. Și ce poate să ceară? Păi, reparații pentru toate supărările, deranjul și lipsurile provocate. Uite, unul dintre lucrurile la care ne tot învârtim noi este ăsta, ce te face atunci când nu mai există victimă. Nu mai există cine să plângă, asta zici? Nu mai există victimă, victima nu are moștenitori. N-a lăsat testament, n-a angajat pe cineva care să execute testamentul. Una dintre soluțiile pe care le dă Rothbard este că orice om în cursul vieții poate să semneze un contract poate pe o sumă modică cu o companie de asigurări. Și de ce e sumă modică? Pentru că asigurările bine făcute fac bani atunci când distribuie riscul către cei mai mulți oameni, da? Proporția de criminalitate chiar și astăzi este foarte mică raportată la populație și deci practic ca să asigur pe cineva raportul ar fi foarte, foarte mic. De genul ăsta spun că ar fi o sumă modică, adică dacă facem calculul până la capăt. Și el pentru o sumă modică s-ar asigura că în cazul în care este ucis, această companie va cere pedeapsa maximă sau pedeapsa pe care el poate să o specifice în testament, da? Poate să zică, ok, am dreptul la pedeapsa capitală asupra criminalului meu, dar în loc de asta vreau să-l fac să-și doneze următorii 10 ani către organizația caritabilă pe care o prefer eu, whatever, da? E un preț. Și atunci această companie de asigurări ar urmări în justiție pe criminal. Ce nu mi se pare că se leagă neapărat și, nu știu, ori n-am dat eu peste punctul ăsta, ori nu l-a trecut el aici. Cu un capitol în urmă, ea spune așa că criminalul nu are voie să fie, da, poate se referea la proprietate. Și asta e ideea, că spunea Rothbard așa, criminalul nu are voie, nu poate ca sistem etic, criminal în sensul și de hoț și de așa, nu poate să fie lăsat să se bucure de fructele crimei sale. Eu mă gândeam așa, dacă, fără legătură cu discuția de mai devreme, dacă eu îl omor pe Costel și Costel ar fi fost singur pe lume și fără prieteni, eu mi-am creat un beneficiu Costel dispărând. Chiar dacă nu i-am luat proprietatea, mi-am creat un oarecare beneficiu. De adevărat că e psihologic și nu e neapărat cuantificabil. Că Rothbard spunea... Care cineva să-l cuantifice și chiar e tare dovada, mă rog, să zicem, da, trecem pe... Și ideea ar fi așa, că dacă Costel n-a lăsat cu limbă de... n-a lăsat testament ca criminalul lui să fie pedepsit, ce se întâmplă? Adică cine se va plânge? Seamănă cu discuția anterioară. Ce să reconstruiești? Cine se va plânge, adică odată, și a doua, e rămâne Rothbard consecvent, în sensul că el spune că criminalul nu trebuie lăsat să se bucure de fructele, indiferent dacă se plânge sau nu cineva. Alea psihice, n-ai cum să le mai... Da. Deja s-a bucurat. Deci vorbim doar în cred că poți să iei... Nu știu, trebuie să... În conceptul strict de materialist, doar dacă e vorba de o proprietate orice care a poate fost fi prins mutată, într-un contract. Știi? Orice poate. Cred că și alea poți să-i... Să-i crezi tristețe, știi? Aici... aici adică tu... nu suportă, nu știu ce serial și trebuie... Tu te gândeai că dacă la situația în care
contează dacă pot să se implice terți fără da, să da, fie... Da, 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 asta era ideea, că oricine ar trebui să poată să ceară restituție pentru mort, dar nu știu dacă... Bine, asta nu e o idee pe care o spune Rothbard, e o idee la care am ajuns noi, în discuții, dar nu suntem 100% siguri că e o poziție consistentă, că e o poziție consecventă. Da, nu știu cât e de împărtășită asta, știi? Care e pericolul aici iar de pantă alunecoasă? Că te bagi cineva... la alții în casă. Într-un fel. Doi vecini să trezesc cu tine, că-ți ia apărare. Da, ai venit să faci dreptate. Păi da, exact, că asta e principiul. Tu poți să te bagi peste ei, dar nu ca să faci dreptate, ci ca să aperi pe unul în fața celuilalt. Asta poți. Asta spune și Rothbard, că poți. Nu înseamnă că faci dreptate. Nu înseamnă că faci. Sunt două capitole separate. Pedeapsa și așa este după ce se merge la tribunal. Se vede, apărarea este apărarea. Tu trebuie să te aperi în măsura în care îl oprești pe ăla să agreseze. Da, punct. Știi? Și nu depășind altfel, agresiunea inițială. Pus altfel, tu când te aperi, faci dreptate. Nu! Da, și tocmai contează foarte mult distinția asta. Assigning blame. Deci nu e genul ăla de făcut de dreptate. A zis că te bagi să îndrepți o strâmbătate. Genul ăla. Faci, aduci... îndreptățire într-o situație. Da. Folosirea defensivă. Da, deci nu te faci judecător. Dar oricum, nu, problema pe care deci, zici tu aia e de tare, că câte drepturi are un terț să se bage? Pentru că atunci apare așa că s-a băgat din partea societății într-un fel. Aia ar fi panta alunecoasă. Nu, nu el e nu deloc pretinde. O pantă alunecoasă, pentru că nu te bagi din partea societății. Tocmai asta e ideea, te bagi din partea victimei. Yes. Da? Și este același gen de pariu antreprenorial pe care îl iei mai devreme. Numai că în loc să îl iei vis-a-vis de incertitudinea dacă ăla chiar e vinovat sau nu, incertitudinea pe care te bazezi, pe care pariezi acum este dacă aia e victimă sau nu. Da, exact. În mai microfon, știi ce mă gândesc? Că pariul ăsta antreprenorial îl face orice judecător în orice decizie, știi? Adică nu trebuie situații limită pentru el. Un judecător poate a luat o decizie rea, știi? El, pe cunoașterea lui, pe ce a știut, a crezut că l-a furat. N-a fost așa. Estima greșit. Adică nu mai mi se pare așa de șocant. Mi se pare că tot timpul facem asta. Dacă ulterior se dovedește, da, adică așa ar avea sens ce spunea Rothbard, știi? Adică și ăla când se ia de terorist, el nu e... El are niște cunoaștere, are niște baze. Auzi, da, nu, în lume... Senzația noastră e că trece pe lângă un inocent și era la poceală, știi? Judecătorul ăla are o presiune să se asigure cât mai mult. Tu ce zici? Cumva. Ce zici? Păi, eu zic că da, are o presiune. Și da, cu toate asigurările alea, deci îi dai 5 vieți și tot greșește. Nu, dar ok, da. Nu, dar altceva vreau să zic. Ne dăm mâna să facem o precizare, cum am zis până acum, între cetățeni, polițiști, judecătorul se supune aceleași chestii. Da. 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 Dar ideea e că nu mai e... important. Cred că ca să... Bine, dacă părții au hotărât că ce hot zice judecătorul la aia e... Eu am zice că în cazul judecătorilor, pentru că există cazuri finale și răspunderea judecătorului, ai spune că trebuie, sau mă gândesc că cel mai probabil în contractele de judecată va exista o clauză în care dacă s-au întrunit standardele de dovezi, niște standarde de dovezi prezente stabilite acum, arbitrar cu care toate părțile prezente la contract să fie de acord, atunci chiar dacă decizia a fost una greșită și se va dovedi că e greșită în viitor, pentru că altfel e expunerea asta prea mare. Părțile de acord cu standarde, care putea să, una din părți o să zică, nu, astea nu-s dovezi, nu știu, dar tu zici că e de acord cu standarde. Polițaiul e în procesul de apărare, el nu e exonerat. Între polițai și omul pe care îl bate sau îl torturează, nu există un contract. Nu, cu toată societatea, știi. Nu există contract social. Comunitatea libertariană, anarhocapitalistă.
Așa. Semnează toți în condițiile astea, da, ai voie să... Nu pățești nimic. Nu pățești nimic. Semnează și ăla? Da. Păi atunci nu mai e, atunci nu mai e agresiune, e consimțământ. E un contract în care s-au întâlnit condițiile și... Păi da, dar noi presupunem că nu avem contractul ăla. De ar fi că noi. Adică aia ar fi dilema. Nu. Dacă toată lumea semnează, e absolut da, evident. Da, e rezolvat. În același timp poți să ai o discuție din asta. Au pus-o la judecător să nu accepte lumea. Nu, frate, eu vreau să-mi răspund. Poți să ai o discuție filozofică în care toți sunt extrem de libertarieni, semnează chestia asta și noi tot putem să... avem voie, da? Putem să o discutăm. Mă, dar oare chiar au dreptate? Toți ai 100%. Asta poți să discuți. Păi nu, că noi ne uităm la consimțământ. Dacă și-au dat consimțământul, avem... Putem discuta soluția lor, că poate era, e prea riscantă, poate era mai bună aia în care răspunde polițistul, răspunde judecătorul sau cealaltă, știi? Și asta o discuție, pentru că dacă îi pui prea multe în cărcă, e clar că dacă tu, el are nu știu câte cazuri, deci el să nu mai prin pușcărie, știi? Polițistul? Pe de altă parte, nici să-l lași de capul nu lui, știi? Nimeni, pe nimeni. Să dea cu banul, știi? Să-și bage picioarele, știi? Păi da. Adică să simtă monetar cel puțin. Păi asta spun, că probabil că o să apară niște standarde procedurale de a trece prin justiție, de a delibera, de a și standarde de dovezi și așa mai departe. Deci asta nici nu ca să mai răspundem și la vai, dar ce faceți, o luați de la zero cu totul, ce societate e asta, unde vreți să ajungem, nu se poate așa ceva. Ea este că foarte multe mecanisme de bune practici există deja. Important e pe ce, în sprijinul cărui principiu le pui. Da, bunele practici sunt bune practici de adunat dovezi, de verificat, de chestii tehnice. Dar contează în ce direcție le pui să muncească. Și dacă aici e distinția asta pe care o facem noi, între societatea care trebuie apărată sau proprietarul. Nu, asta, discuțiile astea există și azi, știi, uite, când vorbim de tortură, știi? Dar că ăștia nu spun, uite, americanii l-au torturat pe nu știu cine, îți dai seama că nu merg pe patternul ăsta rodbartian. Se află că ăla n-a făcut nimic, știi? Da, și ups! Îți dai seama că nu le-au pe ăla din care a făcut waterboarding să-i dea pârnaie. Nu! Se întâmplă asta. Da, zice că a fost justificat. Uite, Rothbard zice, nu, în libertarianism, la ăsta e un pariu, adică să-și pune viața la bătaie. Mm-hmm. Oriunde ăsta american, ofițer sau nu și-o pune, deci în mod clar. Hai să încercăm să răspundem pe scurt și la obiecția care am auzit-o de atâtea ori, cum că în sistemul ăsta bazat pe victime și victimele care poate să ierte. Dom'le, dacă cineva își urăște tatăl, de exemplu, da? Și sau are de beneficiat de pe urma testamentului lui, da? E testamentul gros, avere multă, ăsta nu vrea să dea bani, să împartă bani cu fisul și ok, fisul angajează un criminal plătit, fisul angajează un criminal plătit și vine criminalul, îl omoară în broad daylight, da? În piața mare îl omoară pe ăsta cât se poate de evident. Pentru că știe că există, că el e angajatul lui Fisu și Fisu s-a obligat să-l ierte. Acum e un pariu că Fisu nu e obligat să-l ierte de față cu judecătorii, dar dacă nu iartă, ăla poate să spună, păi da, el m-a pus. Întrebarea e cum oprim din degenerarea acestui sistem, că asta e... obiecția care ne se aduce, păi dacă nu ținem crima, că de fapt de asta am și pornit eu de la ideea că oricine ar trebui să poată să ceară restituție în numele mortului pentru ca să ca să elimine această obiecție care i-a adusă foarte des. Că sistemul ăsta libertarian bazat pe restituție doar și pe iert, dreptul preemptiv al urmașilor să iartă. Nu-ți place? Păi nu-mi place.
Nu sunt, acum nu sunt convins că e păi ok. Nu. Că se ceară oricine sau să da, nu? Că se ceară oricine. Păi de ce? Nu că sunt convins că soluția să e bună. Să repede să ne imaginăm. Da, hai să rezolvăm întâi. Deci hai să spunem că lasă pe asta. Am zis că nu e ok din punct de vedere principal, nu se pupă cu ce am zis mai sus. Aha. Și atunci hai să vedem cum putem să o rezolvăm obiecția fără să apelăm la tertipul ăsta. Există vreo posibilitate de a rezolva obiecția asta fără? Păi la scenariul ăsta? Păi da. Ce a zis Costel mai devreme, că deduci, poți să deduci cu certitudine voința victimei. Iar cu certitudine. Deci, mă rog, pardon, cu cât mai bună certitudine. Nu, am greșit. Diferența la cea mai bună explicație, yes, nu știu ce mai... Am greșit. Cel mai bun conțințământ, sau? Yes. Best effort. Dar în același timp, cine ar face chestia asta? Da? Adică, din nou, ajungi la... Are voie un terț să zică, stați că aici se face o greșeală. Nu, jucând-o pas cu pas, ăla e prins de cineva, că eram broad daylight, zice, da, l-am ucis. Aici vine o chichiță despre care am mai vorbit noi. De ce l-am ucis? Păi aveam un contract cu ăsta. Ori zice că avea un contract cu ăsta. Și atunci discuția ar fi dacă ai voie să faci contracte care implică agresiuni. Pentru că nu e evident că n-ai voie. E un contract. E un contract și am mai vorbit. Deci tu poți să faci un contract cu agresiune și ăla criminalul să nu-și facă treaba. Da. Dar problema este ce te faci când își face treaba. Asta e o variantă și varianta e la altă în care ăla nu zice. Își zice, am avut ceva cu el, nu știu ce. Aia e, chemați restituția să-mi ceară. Și ăla îl iartă pentru că asta era înțelegere. Și aici intervine subiectivitatea, știi, la contractul ăsta de hitman. O să te întrebi... Eu amenințare. Eu vorbesc după ce l-au omorât. Ce anume? E amenințare. Asta contractul. Vorbesc după ce l-au omorât. Nu vreau să disput contractul de hitman în sine, dacă e o amenințare iminentă sau nu. Ne întoarcem asupra punctului, care dacă vrei, okay. Neapărat. Care era problema atunci? Care era discuția? Problema era cum, ce le răspundem ăstora care zic că nu, că asta e o obiecție, că toată lumea o să-și omoare părinții ca să ia banii de la ei și scapă criminalii că să înțeleg. Știu eu pe cineva care are un argument care zice părinții vor binele copiilor, argumentul merge și invers, păi nu s-ar întâmpla chestia asta pentru că copiii vor binele părinților. Nu neapărat. Normal că nu neapărat. Stai că nu mi-e clar. Deci ai un contract de... Deci, copiii, îi spun? Copiii vor să vor banii. Ei vor banii. Angajează, se execută, doar ei pot să se plângă, fiind rudele. Și nu deci numai că ei pot să se plângă, ei pot să ierte. Ei fiind rudele pot să ierte pe agresor. Și normal că îl iartă că ei l-au angajat. Aha. Ea era dacă... Păi apropo de reconstruirea aia voinței mortului, care asta, ne salvează asta, întotdeauna. Știi? Asta am zis și eu. Cred că așa e înăsat. Mai de acord, taică-s-o? Care e voința mortului? Poate să găsește o scriere. Zic că nu e. Poate să găsește o scriere în care zice eu... Orice, eu nu vreau să fie iertat. Voința mortului. Eu zic că și fără scriere, cum sunt oameni. Ce știm despre părinții, despre... Natura umană. Da? Voința mortului este ca în cazul în care moare să îi lase averea fiului. Bă, dar ce e voința mortului. Ideea e ce se face agresorului. Nu ne punem problema să o reconstituim dacă noi avem acest standard prin care rudele, urmașii, Nu spui problema să reconstitui ce voia mortul dacă tu ai rude care poate să plângă. Conform? Tu ții de până acum. Voința lui poate. Păi nu, dar nu știi. Ideea e nici nu spui întrebarea. Tu chemi rudele. Măi, s-a... Nu, poți, dacă deci, voința mortului... Voința lui, poți. Dacă fiso l-a angajat pe un hit. Ideea e că cine să plânge? Cine să plânge? Înțelegi? Noi știm, să bagă un terț?
estimează că nu voia, îi bagă pe toți la clar, dacă evident. Fisul, hai să o luăm altfel, dacă fisul ar fi angajat un hitman, este foarte probabil ca voința mortului să fie de pedeapsă. Bun, tu nu poți să descoperi că fiul a angajat un hitman pentru că nu ai de ce să-l suspectezi pe fiu. Și în cazul curent, fiul iartă pe hitman. Păi și n-ai voie să torturezi hitmanul? Ia zi, mă! De ce? Unde-i contractul? Păi nu, că doar aveam ceva cu el. Mă gândesc că tu știi asta. Aveai informația asta. Nu ai. Că problema e asta. N-ai informații. Că lumea spune că tu neștiind, ăștia o să se apucă să-și omoare părinții bogați pentru că știu că există acest loophole să scape liber. Și nu e neapărat vorba de părinți bogați, că bogăția în sine poate să fie și doar o diferență de percepție. Adică da. Dacă... Corect. Tu n-ai casă și stai pe stradă și părinții au casa lor, s-ar putea asta să fie de ajuns în bogăție, știi? Da, asta e răspuns. Deci dacă nu știi, nu faci. Mergi pe... Cu tu, mă, pe ce? Nu, da, eu aș vrut să găsim un răspuns de ce nu se va întâmpla așa într-un sistem libertarian. Că lumea spune și sunt pitfall-urile astea care că sistemul vostru o să degenereze în nu știu ce sau o să degenereze în nu știu ce. E tot natura umană, știi, dacă oamenii sunt 99% sadici azi, nu vor fi nici în arhă. Nu e complet din potriva, evident. Aia temperează, știi? Mi-e frică, dacă găurile astea legale o să scoată la iveală natura ciudată umană. Nu, natura ciudată umană se manifestă mai degrabă într-un sistem agresiv, de exemplu într-un sistem totalitar, știi? Care tu ai puteri absolute, poți să luăm. Păi da, și s-a văzut în comunism. Erau ăia cărora le plăcea să facă rău. Asta e o obiecție ignorată de ăștia. Păi uite, un sistem totalitar ai putere enorme, știi? E legitime. Un sistem libertarian nu are aceste puteri enorme. A, practic, de exemplu, în comunism, ăia torționarii erau de neatins, că erau protejați de sistem, păcând într-o lume din asta, n-ar fi protejați. Ce zicea Val era că să n-ai găuri din astea prin care se protejează singuri, că să feresc. E eroare judiciară faptul că tu n-ai găsit ăla. Domnule libertarianism, va prinde toți? Va rezolva toate? Răspunsul e nu. Nu. Nu va rezolva toate. E posibil să avem un caz în care au un criminal în serie nu-l prinde nici dracu? Da, e posibil. Cum se și întâmplă? Că problema ta era că nu-i prinde, știi? Dacă îl prinde și nu știam, știi? Ia ziceți voi, cum o să prindă libertarienii criminali în serie? Îl angajează pe Columbo. Exact. Și angajează și pe Hercule Poirot. Pe amândoi. Da. Pentru că libertarienii o să o ducă mai bine, o să aibă bani și pentru amândoi. Bonuri de masă. Eu aș fi problema e că o să certe. Eu aș fi răspuns la problema asta într-un alt fel, că mi-a venit acum când vă ascultam pe voi vorbind. Păi de-aia am și vorbit. Aș fi zis așa, că, domne, tu aici ai găsit un risc. Mi-ai evidențiat un risc. Într-o societate libertariană pe care o bazăm pe regulile astea despre care am vorbit până acum, există riscul să se întâmple chestia asta. Da? Acum, într-o societate libertariană de piață liberă, există mulți bani de făcut din mitigarea riscurilor. Se numesc companii de asigurări. Ele se descurcă destul de bine și în societatea asta puternic reglementată. Da? Dar există bani de făcut în mitigarea riscurilor. Ce înseamnă? Pentru că ar exista cereri. Ce înseamnă? Că am mai vorbit și mai devreme. Da? Cum se mitigează un risc? Păi, pentru materializarea lui ai niște consecințe. Consecințele alea le cuantifici financiar. Vezi câtă lume e afectată de riscul respectiv, împarți costul către toată lumea respectivă. Faci un preț atrăgător. Și dacă dă cu plus pentru tine, în sensul că dacă mai rămâi și niște bani după ce
stabilești faptul că asigurarea asta o să-ți dea în jos, dacă există, bineînțeles că mai există și riscuri de genul trăznet, da? Incendiu, non-criminal, da? Act of God, whatever. De acolo pleacă toată ideea, da? Bun, estimezi care va fi rezultatul final și dacă îți rămâi și ție bani în plus, după ce plătești toate riscurile care s-au materializat către nefericiții respectivi, păi atunci înseamnă că e rost de făcut bani. Și dacă ăsta este un risc atât de evident și atât de mare, de poate să distrugă societatea, încât niște oameni la o bere își dau seama de el că există, pe atunci niște companii care trăiesc din asta sau care or să trăiască din asta, știu sigur cum să-l mitigeze. Da? Că orică calculează diferențial diferența dintre averea sau, cum îi spune, activele tatălui și activele fiului și își dau seama că există acest risc și vin la ăla și îi spun: pe lângă asigurarea ta medicală, noi ți-am mai recomandat, uite, să ne mai dai $2-3 pe an și îți promitem că în caz că ți se întâmplă ceva, noi ne asigurăm că verificăm tot. Că urmărești pe fisul? Că verificăm tot. Nu că urmărești, că poate moare și de moarte suspectă. Adică poate nu omoare neapărat fisul, știi? Păi nu, dar ce da, fac? Da, da, asta zic, în caz că fitul vine la idei, noi ne asigurăm că nu o să fie iertat cine te omoară pe tine. A, că descoperă că... Ai trecut, da, vine și spune: dragul meu, ai trecut într-o categorie de risc. Noi te putem asigura împotriva acestui risc contra unei sume modice. Nu vrei? Să zic că cât mă costă? A, $2 pe an? Ia-i, care e problema? Mă gândesc la ce spunea Thomas Sowell. Deci ăștia nu compară cu ce avem. Fer ar fi, nu știu, iei libertarianismul și îl compari cu societatea. Dar, domne, sună mai bine sau e o porcărie și ce avem acu' ei merge? Nu. Deci compară cu ceva perfect, știi? Deci tu trebuie să-i livrezi perfecțiune. Sistemul de azi poate fi oricât de varză. Sistemul de educație, deci nu. Contează. Ce ofer tu trebuie să fie perfect. Să zicem, să fim caritabil, să zicem că... Să n-ai nicio îndoială, știi, deja deci, ce mai... Uite cum era un risc de ăsta, da? Că fii sonul, tu ce... Aolo, păi lasă-mă. Păi da, sunt... Să zicem că nu cer perfecțiune, dar percepția lor este că nu e mai bun. E, da. Asta e. Adică ideal ar fi să vii cu un produs. Problema e că noi... toate ideile libertariene și școala austriacă pe partea economică, zicem că lucrurile sunt de multe ori legate între ele. Dacă te uiți la... S-a scăpat de o tăxuță. E mai bine? Da. A crescut libertatea. Dar în întreg contextul, ce se întâmplă? Păi... contează ce se întâmplă în restul contextului. Poate ca să ai o chestie trainică trebuie să mai schimbi 20 de reglementări ca să conexe de fapt. Oamenii când se gândesc la lucruri din astea zici, păi okay, mai e și problema că uneori e greu să ai răbdare să le iei pe toate la mână. Pentru că e ca și cum ai descâlci niște superițe, tu trăiești de multă vreme cu statul care are niște superițe și noi zicem, păi astea sunt niște mizerii, trebuie aruncate. Și oamenii zic, stai că eu voiam să păstrez o bucățică la care ține el. Unii vor să țină bucățica aia, unii vor să țină bucățica aia. Dacă tu le zici, păi aruncăm tot, păi nu e bine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, zici, hai să descâlcim ițele. Hai să nu le aruncăm, hai să le descâlcim. E un efort foarte mare. Nu mai bine lăsămițele așa cum sunt și doar mai tragem cât de... Unii vor să tragă de un firicel, unii mai trag de un firicel și mulțumiți, am făcut ceva. Da, da, uite, apropo de chestia cu practici, domnule, eu sunt pragmatic, lăsă-mă cu tâmpenile astea, că eu sunt super pragmatic. Tot bar zice, păi nu ești pragmatic, eu nu rezolv problema.
În capitolul ăsta discutăm despre niște teorii de a face justiție și Rothbard o spune așa, că există mai multe puncte de vedere. El, ca și până acum din ce am discutat noi, este de părere că singurul lucru pe care trebuie să-l facă justiția este să fie o justiție retributivă, să pună înapoi, să facă dreptate, mă rog, să pună înapoi ce e depus plus ceva. Se cheamă restitutivă. Restitutivă, scuze. De retributivă. Nu, că retributivă ar înseamnă că te... pozitiv. Că te... Cum se zice? Răzbun? Că trebuie bun, mulțumesc. Păi da, asta e sens. Nu. Ba da. Îndrept rău făcut. Bine, nu vreau să intrăm dacă răzbun. Păi asta e o discuție separată, dacă răzbunarea ține de esența discuției, deci acuzația de primitivism. Ah. La adresa, cum se numește asta? Libertarianism. A proporționalității. Da. Deci acuzat de privitivism venea pe filiera asta, răzbunarea arma prostului, știi? Erau mult mai superioare celelalte paradigme, cea reabilitării. Aha. Ei pe ăla realizez că Joker l-a nenorocit societatea și încerc să-l reabilitezi. E mult mai nobil decât pur și simplu să te răzbuni. Iar cealaltă era... tiransa, descurajării. Prohibiție. Descurajare, da. Merge mai bine. Da. Pentru că sensul e că vrei un argument utilitarist oarecum, să scazi rău din societate. Dar vrei să faci. Bine, și la reabilitare. Vrei? Nu chiar, că la reabilitare vrei să nu să scazi rău, ci vrei să ajuți cumva criminalul devine victimă. De asta e greu de... Da, înțelegeți care e mica mea. Adică cumva justiția își creează o datorie față de criminal atunci când vrei să-l reabilitezi, să-l reintegrezi în societate. Nu, uh-huh. Nu e neapărat față de societate. Măcar prohibitiv poți să spui că cumva societatea se apără. Se apără... Și la reabilitare devine mai bună. Dacă noi reabilităm oameni, noi ne norocim. Asta retributivă, pune un bocanc în gură și îl nenorocește. Bine. Răspunsul ar fi că îl pune doar dacă el l-a pus. Da. Altă replică rothbardiană e, păi da, dar dacă vrei descurajare, da, proporțional. Legea talionului descurajează. Deci chiar descurajează. Da, vezi. Chiar livrează, știi, deci. Mica distinție era că tu ai dreptul ăsta. Pe când dacă zici pe răzbunare, pare că toată lumea face tot felul de răutăți care escaladează, pe când dacă e dreptul tău să primești restituție proporțională cu stricăciunile, nu mai e o chestie mult mai sună mai corect moral. Nu e, nu e răutate din aia, vai, da, pieristic. Nu, și plus că mai ai precizarea aia în care victima poate să-l ierte, pe aia atunci unde mai e răzbunare. Da. Bine, aia poți spune, pe aia e doar dreptul, e doar dreptul de răzbunare. Iertării, nu știi? O să vezi că vezi puținii tolstoieni și nu știu ce rest au cerut maxim. Da. Păi hai să ne... Care sunt criticile lui? La descurajare e una, am zis-o deja, că proporțional... Așa se numește? Retribuției. Asta... a retribuției, își face mai, servește mai bine scopul descurajării. Alt argument e că descurajarea poate fi nedreaptă. Ne amintim cu Friedman, când executai un inocent ca să calmezi o răzmeriță locală, știi? Deci, într-adevăr, descurajai, dar comiteai o nedreptate, că omorai un om nevinovat. Bine, și cealaltă, care e mai des citată de libertarieni și chiar unde, să zicem, că fac furn comun cu unii socialiști, este condamnări disproporționate pentru victimless crimes, de exemplu, sau pentru chestii de genul, ca să nu mai vorbim de faptul că o a treia obiecție este aia cu statul. Cumva tu, ție ți se, adică faptul că victima nu mai e luată în considerare deloc. La descurajare? Și la descurajare, da. Dacă cineva îți fură o bicicletă, tu nu primești bicicleta înapoi ca parte a procesului. Nu, dar ideea de descurajare... Îl bagă pe ăla la pârnaie 10 ani de zile și tu plătești taxe ca să-l țină la închisoare. Ca să-l țină la închisoare.
Not good. Adică ești și cu bicicleta furată și cu banii luați. Asta seamănă cumva cu situația lui a... La inocentul executat e o pedeapsă disproporționată ca să calmezi, să da, faci da, lucru. Da, da, da. Ce mai aveam? Ce mai era? A, că poți să te concentrezi pe prostioare ca să... A, bine, aici facem mișto Rothbard. Deci furturile de gumă trebuie pedepsite mai ternic, ca să... Că astea sunt mai multe, știi? Uh-huh. Ar fi o... În timp ce crimele, cum ar trebui... Nu te-ai focusa așa de mult, că sunt puține. Vrei să descurajezi... Nu știu, e corect asta sau... Cum sună? Nu știu, proprietarii o să hotărască. Să hotărăm noi. Nu, critica lui Rothbard la descurajare. Te concentrezi pe alea mici. Teoretic ar trebui să fie corect, nu? Dacă furturile mici sunt cele mai multe, nu știu. Vrei dar nu e treaba... Poziția mea e că nu e treaba lor să... Cineva, statul, instituție, să axeze pe descurajare. Păi în nu. Sensul că s-ar putea să ai mai multă... Discuția poate avea loc și... S-ar putea să ai mai multă descurajare dacă lași proprietarii să dea, să ceară pedepse cât se poate de mari, cum ziceai tu mai devreme. S-ar putea ca aia să fie good enough deterrence. Mă rog, nu atât de mari încât să fie disproporționat. Nu, dar știi, cine face descurajare astăzi? Păi niște instituții... Păi poate fac descurajare proastă, că uite, nu scăpăm de infracțiuni și furturi. Ba chiar el le face. Sau încurajează, știi? Sau ea încurajează violența și... Da. Ok, cum o critică pe aia reabilitării? Sau mai aveai ceva la descurajare? Nu, astea sunt la descurajare. Aia reabilitării care ar fi? Că nu... Un criminal în serie care se poartă bine alea 2 săptămâni e reabilitat? Unul care a furat o gumă poate să stea toată viața. Argumentul pe care îl pune el e problema tehnocrației în final. E da. Același argument pe care l-a adus aminte Rothbard la însclavizarea nebunilor în manifestul libertarian. A, da, când... Faptul că tu, de fapt, tu ajungi, intri într-un sistem, mă rog, pe lângă faptul că sistemul în sine e acolo, se aplică aceeași critică că sistemul în sine este menținut în viață din banii victimelor, cumva în presupusul folos al criminalilor, da, că pe ei trebuie să fie reeducați, ajutați, că se transformă... dinamica asta, criminalul ajunge să fie victima unei societăți abstracte, bolnav. Devine bolnav. Asta devine e bolnav. Așa? Nu e, okay. Nu e doar rău, e... Și, de fapt, cam orice devine boală. Și de fapt, iertarea în sine e acordată de o comisie de specialitate făcută din tehnocrați. Da, experții. E justiția pe experți. Dacă v-a plăcut... A funcționat cu experții. Aici citează și pasajul la celebru din Lewis. Din ce e Lewis ăla cu Dragnea e mai bun decât, nu știu, ia unul din USR. Aia, tirania cu intenții bune, știi? Un om cu intenții bune e mai periculos decât un cinic, știi? Decât un... Sau un oportunist. Încă un tiran cu intenții bune nu te mai lasă. Deci ăla te nenorocește. În timp ce un oportunist mai scapi, mai dă-o șpagă, mai... Mă rog, asta e ideea. Pare că lui s-a inspirat inclusiv discuțiile astea de la noi. Inclusiv eu am scris un articol pe tema asta. Și tot la lui e prezent în citatul ăla asta, că crima devine o boală. Fascismul sanitar. Criminalul devine un bolnav și așa mai departe. Na. Pentru oamenii care... favorizează genul ăsta de soluții, care ar prefera genul ăsta de soluții, să zicem că nu îi oprește nimeni să facă privat lucrurile astea. Vrei să încerci să îndrepți un om că tu că e... Poți să o faci pe costurile tale sau... Nu, eu cred că știi, și libertariana avea pe aceasta. Exact, asta să-l, zic. În Bosnă, să-l nenorocești pe ăla, știi? A, tu zici să-l îmbol. Păi dacă ăștia te bagă, ai furat o gumă și te consideră dependent și că super de nu știu ce drăcie, știi? Te țin 5 ani. Libertarian e o agresiune? Clar. E bineînțeles. Este o agresiune. Da, da. Deci
Eu zic că într-o societate libertară n-ar exista așa ceva. Nu, eu ziceam genul ăsta de îndreptare a omului, vai... Adică nu pot ei alege voluntar așa ceva. Sau dacă aleg, să duc alții peste ei, știi? Nu, dar Alex, cred că ce vrea să spune este, hai să presupunem că criminalii în sine zic fratele meu, adică, ok, libertarian, ți-am dat guma înapoi, da, plus deranjul, zic și zice frate, și vine unul din ăsta care crede în justiția reabilitativă și spune, bă, băiatule, vezi că ai o problemă, ai furat gume, și ăsta zice, da, așa e, am o problemă. Și ăsta care zice, am eu un centru, vino la noi, te ținem pe cheltuiala noastră, da, și te reabilităm. Voluntar, îi oferă chestia asta. Și atunci ăsta ar zice, a, da, bani și cazare gratis? Hai! Da, libertarian s-ar putea. Da, de discuție. Ideea e că nu sunt excluse chestiile astea, nu trebuie să fie hotărâte la nivel democratic de niște oameni. Păi nu știu, ce am omis. Păi hai să ne întoarcem, la ideea aia. Pe primul am tocat cu totul. Ai zice, hai să ne întoarcem la ideea aia pe care vrei să o mai spui. Stai că am uitat ce vreau să zic. Ideea era de ce, ia ne întoarcem la cazul ăla, știi? Dar uite, o tind să cred că Vali are dreptate sau Rothbard are. Dacă era te amenință cu un pistol cu ciocolată, îi răspunzi. Mi se pare că Rothbard ar trebui să spună tot așa să existe pariola pascalian, știi? Să fii tras la răspundere, știi, dacă l-ai. Și pentru că se dovedește că n-a fost. Ziceai că o soluție elegantă ar fi că indiferent dacă ăla te-ar fi amenințat sau nu, Verbal, în plus față de amenințare implicită prezentată de pistol, da? Atenție că pistolul respectiv, că asta e problema atunci când ne aplicăm asupra unor circunstanțe de genul ăsta. Dacă tu te simți amenințat de un pistol de ciocolată despre care tu știi și e clar că e de ciocolată, ai o problemă la cap. Dacă tu nu știi că e un pistol de ciocolată, asta înseamnă că presupunem niște particularități asupra locului în care s-a întâmplat întâlnirea, ca să nu-i spunem neapărat agresiune. Și anume trebuie să fie, ori ea să fie, să se fi petrecut atât de rapid încât tu să nu apuci să-ți dai seama că ai un pistol de ciocolată, ori să fie condiții de iluminat, astfel încât tu să nu... Deci, înțelegi, trebuie să se întâmple ceva ca tu să nu poți să-ți dai seama că ăla e un pistol și tu să crezi că nu e. Ok, bun. Condiții de iluminat, de exemplu. Bun, perfect. Obiectul ăla arată foarte realist. Mă gândesc că și un expert în arme, știi? Dacă unul a scos, deci o chestie de fracțiune de secundă. Da, nu stai să... Stai că e... E ciocolată, nu știu care, e limbie. Vezi că s-a topit, mă. Și atunci, răspunsul ar fi următorul. Dacă nu mai există nicio altă circumstanță care să ne dicteze ceva, deci nimic. Ăla a scos pistolul de ciocolată, a vrut să facă o glumă, era retardat, nu contează, nu și-a dat seama că nu se vede că e de ciocolată, să zicem, da? Așa? Și tu îl împuști? E greu. E greu să dai un răspuns. Dacă există însă circumstanțe în plus, cum ar fi ăla a spus ceva amenințător, a zis banii sau viața, a zis ceva în plus care coroborează amenințarea implicită pe care tu ai perceput-o, a spune că atunci sunt dispus să scapi. Chiar dacă teoretic acolo nu se putea produce o amenințare. Zice, asta e greu. Asta e și poziția lui Rothbard, dar mi se pare că ea nu e consistentă. E greu, nu e o rezolvare elegantă a situației, știu. Nu, eu mă întreb doar de ce acolo aplici așa și dincolo aplici. De ce nu zici, domnule, dacă se dovedește că a fost de ciocolată, trebuie să fii pedepsit pentru crimă, știi? La fel cum ăla era pedepsit pentru tortură. Ai intuit greșit. Asta e discuția, trebuie să vedem unde e. Pentru că cum să spun, se comportă în așa fel încât
amenințarea sau percepția amenințării să fie una iminentă. Și nu dă niciun semn, asta e ideea, nu dă niciun semn că nu există o amenințare iminentă acolo. Și la fi la fel, dar... Eu cred că formularea lui Robert poate fi la fel. A fost de-a lungul timpului. Dacă zice și Allah Akbar sau nu știu ce, deci e serioasă chestie. Îndoială, dincolo de îndoială rezonabilă. Asta cu îndoiala rezonabilă nu-ți produce o rezolvare elegantă cum ar prefera Costel să găsim. Nu, eu accept îndoiala rezonabilă. Mi se pare că nici nu poți. Deci dacă e rezonabil, să zicem că ai o dovadă extraordinară, ai body cam și unul face niște acțiuni pe care le văd și alții și sunt de acord că a fost rezonabil. De ce zic aici? Nu doar că e o chestie ce e acceptabil în societate. Adică tu l-ai scăpat pe mai gândesc și alții. L-ai scăpat. E context. Dacă... Păi e context, uite asta. Te omor și am dat... Dacă e un copil care scoate un pistol... Un adult, e un adult. Și zice pac, pac și tu îl împuști, e evident că ești un idiot și ai... Bine, aici avem o problemă cu termenul, știi, când în clipa în care ne apucăm să modificăm exemplu, introducem variabile. Nu e asta, dacă e un copil avem o problemă. Ca și la un copil rămâne problemă, un copil de 16 ani. Exact, asta e, avem o problemă cu termenul în sine, e un copil, un underlow de 16 ani, uite, Michael Brown, de exemplu, știi, era un copil sau nu era un copil, că... Presa de o anumită coloratură politică a zis, ai de mine, săracu, era un copil. Dar el era un gigant supraponderal de 2,30 m și da, și avea nu știu cât, vreo 17 ani sau 20, sau 19 ani, ceva de genul ăsta. Dar era un copil, săracu, adică, înțelegi? Asta ce? Ideea este nici nu stâlcești exemplu să-l aduci pe chestii convenabile. Nu, eu voiam să... Stai că ăla de ciocolată era... Nu, voiam să zic că nu știi contextul, de-aia când ai date despre context, nu e adevărat, că voiam să fac un spectru. Voiam să fie evident că e un copil cu jucărie, plus nu știu ce, că nu mai contează, știi, uite, de exemplu, zic că dacă ești un om inteligent, înțelegi că ți-a pus o dilemă etică. Tu nu-i reformulezi exemplu în așa fel încât să nu mai fie o dilemă etică, am să înțeles. Fie o prostie și o chestie neinteresantă. Nu, am înțeles. Dar există acea dilemă etică, știi? Există cazuri. Era adult, era foarte clar. Ideea e că și copil, poate să fie și copil, rămâne dilema etică pentru că poți să extinzi situația la faptul în care există, și au existat atunci când a fost o sărăcie lucie, de exemplu, în țări sud-americane sau chiar și în România, au existat bande de copii care au jefuit, au atacat la drumul mare. E ok, erau în general orfani, s-a întâmplat după război, dar au existat. Și există acum, apropo, bande de adolescenți cărora, dacă îi vezi pe stradă, ai zice, cine mă, ăștia se adună 6, 7, 8 la un loc, o să facă. Bine, nici nu sunt fer față de Alexandru aici, pentru că uneori și eu apelez la context. Deci, hai să vedem care e contextul, știi? Care era voința lui, știi? Ideea e că da, nu se poate altfel. Dar ideea e să nici nu barbarizez să pot... Nu, n-am vrut să... Devină o prostie. Înțelege situația în care zici ești în deșert și chem un glob. Ok, nu e asta. Ideea mea fixă era că contextul o să te informeze dovezile. Asta era. Da, dar și asta din context. Uite, de exemplu, când Vali zice, dacă l-a spus ceva, parcă e relevantă. Nu aperează, n-a luat-o pe arătură. Ne ajută să înțelegem ideea de agresiune. De aia și zis-o. A zis-o de însenire. E un element în plus. Nu știu. Dacă mai... E greu, uite, nici eu nu sunt complet convins. Adică senzația mea ar fi... Întrebarea e de ce le vezi diferit. Cred că o să ne zică cineva în comentarii. Dar pentru Rothbard. De ce le vezi diferit? Pentru că... Da. Trebuie să le vezi diferit. A trebuit să ai aceeași... Dom'le, dacă se demonstrează că pistolul a fost de ciocolată, ăsta repedepsit. Pentru că agresiunea percepută nu putea fi materializată. Ăsta e argumentul. Agresiunea percepută ca fiind iminentă, de fapt nu era iminentă, acolo nu putea fi materializată. Acolo nu era la fel la terorism. Agresiunea percepută? Dacă nu se materializează, da, bineînțeles. Păi nici asta nu se materializează. Dacă nu se materializează că am intervenit eu pe drum găsind bomba, nu e același lucru. Adică dacă în loc de bombă era un pachet de ciocolată,
Da, e același lucru. Dar dacă eu am găsit bomba și am oprit-o, nu, nu e același lucru. Da, evident. Nu, dar între cele două. Care cele două? A, tu zici că opri pistolul și... Adică într-un caz, acțiunea... Deci motivul pentru care îl găsești pe la vinovat este că acțiunea percepută ca fiind iminentă nu putea să se materializeze pentru că nu exista acolo. Mi se pare că ai introdus o chestie nerelevantă. Adică nu, aș nu mai zice situațiile, asta aș mai zice situațiile sunt diferite. De ce sunt valid diferite? Situație e vorba de o bombă, o situație e vorba de un pistol cu ciocolată. E irrelevant. Păi pistolul de ciocolată nu te omoară, nici amenințe. Diabet nu poate să-ți dea. Nu, dar ideea e că ai niște amenințări, știi? Într-o amenințare îl scapi pe ăla. Plauzibil. Îl scapi pe ăla, într-o situație există pariu antreprenorial. Poți să te ameninți cu un cremvuști? Adică yes. Contează și ce poți să-ți fac cu cremvuștul ăla. Trebuie să te uiți la ce... Deci acum 10 minute ai realizat dilema. Acum nu știu dacă mai realizezi. Nu, auzi, eu zic că nu vrei adică să pui nu, o... Adică nu aduc chestii de-astea... Dom'le, nu e aceeași situație. Păi de ce nu e aceeași situație? Sunt și obosit. Da, era un cremfu și era o dinamită și cremfuștii sunt făcuți din animale, iar dinamitele din... Nu e aceeași situație. E situație de incertitudine în care ai pariu antreprenorial și de ce nu aplici aceeași logică dincolo? Ai o situație de incertitudine. Dă-l dracu, știi de pistol și nu știu ce. Ai situație de incertitudine. De ce nu folosești aceeași logică a pariului, știi? Dacă te-ai înșelat, să plătești. Păi asta zice, asta și zice. Păi asta Vali. Am zis și eu. Asta și zice, dacă te-ai înșelat, să plătești. Eu ce vreau Singurul loc în care nu aplic, și ai dreptate, e un loc în care nu aplic. Nu sunt mulțumit. Este locul ăla în care coroborezi amenințarea în plus. Știi? Acolo... Nu știu de ce, n-ar trebui, n-ar trebui, asta vreau să zic. Păi, da, n-ar sunt de acord cu tine, n-ar trebui. Normal trebuie să ai aceeași logică. Dar sunt de acord cu tine, normal ar trebui să ai aceeași logică. Când explici unuia, domne, despre drumuri. Discutăm despre drumuri. Știi, explici, uite, încalcă dreptul la libertate, prin urmare drumurile ar trebui produse privat, știi? I-aduce argumentul economic, uite, profituri și pierderi, uite, piața îți oferă servicii mai bune. Deci ai adus aceste două argumente. Și răspunsul lui e, da, dar cine ar mai face drumul? Da, spune cine că... mai face drumul? Uite, aș spune că motivul... Dar stai că vreau să zic ceva mic. Eu aș vrea să nu picăm într-o ciudățenie în care punem presiune prea mare pe cel care se apără în situațiile astea. Dacă s-a dovedit că era de ciocolată, pistolul, ești vinovat. Păi de unde era să știu? Da, asta e problema lui Rothbard și contradicția apare la Rothbard. Ah, ok. Și la panica, mă rog, ia propoziție. Deci într-o situație, Rothbard zice că faci pariu antreprenorial. Spune... În altă situație, Rothbard zice nu. Amenințare percepută. Poliția a tras în ăla, n-ai ce să-i faci. Era contexte de revoltă, ea se apropie. A tras și sorry. Nu e ok să-l pedepsești. De ce nu folosești logica pariului? Ăla nu era o amenințare, te-ai înșelat, te-ai anticipat. A greșit, prin urmare, polițistul e pedepsit. Păi asta cer. Bine, la contextul de revoltă sunt de acord sau cu tine. Poate ne înșelăm, știi? Poate e clar că nu vedem ceva... La contextul de revoltă n-ai de unde să știi. Păi, aceeași problemă aveam și dincolo. În ambele avem incertitudini, nu avem certitudini absolute. Da, ok, ne mai gândim. Dar nu suntem nici, și asta ar fi în favoarea lui Rothbard, nu suntem nici așa inocenți, știi? Pentru că discuți cu unul, îți dă impresia că sar pe un inocent și le iei la poceală. Nu, ăla nu e chiar așa inocent, știi? Sau în lumina cunoașterii existente, ăla nu e un inocent. Ca și ăla cu geaca, știi? În lumina cunoașterii existente. Deci în lumina cunoașterii existente, ăla are un Z pe geacă, care tu știi sigur că tu l-ai pus. Deci te jucai de Azoro și ai pus un Z. Ori asta nu e incertitudine. Bine, dar în continuare geaca crește, dar în continuare geaca ar putea să nu fie așa. Adică și ăla poate să fie jucat de Azoro, știi? Dacă nu faci, acum în practic, da? Dacă nu faci niște agresiuni nespuse doar în baza ideii că ăla era hot, hoțul adevărat, deci dacă ai bunul simț să-ți păstrezi un pic de umilitate intelectuală, poți să zici,
nu vă supărați, în fine, îl abordezi drăguț și dacă se dovedește că ai greșit, nu o să fie consecințe cruciale asupra ta. Deci tu vezi, bă, tu vezi cu geaca? Depinde de geaca. O, da, ideea e că dacă nu faci niște una de super piele, s-ar putea să greșești, dar în practică nu o să fie extraordinar de rău că ai greșit. O să zică cineva, domne, ai și tu mai mare greșești, te lasă, nu, nu o să cadă lumea pe tine că ai. Ce vreau să zic, exemplu cu drumurile, cred că aveam altceva în cap, că oamenii nu aduc, nu răspund la obiecții specifice, deci când inițiezi elemente noi într-o discuție, ei rămân pe poziția lor inițială, știi? Deci, de exemplu, dacă discutăm despre sclavia voluntară și am introdus 5 chestii în discuție, te aștepți ca ăla cu care polemizezi să înțeleagă acele 5 chestii, să bată cu ele, știi? Trebuie nu să zică să uise, voința, să le asculte. Voința la Rothbard e inalienabilă. Da, știu. Dar ideea răspunde, uite, ți-am introdus cu tare distinție, știi? Care îți rezolvă toate poziția lui Kinsella, la tot ce vrei, știi? Încearcă să te bați cu chestia asta. Deci tu ai zis P, eu am zis da, dar P implică non-Q, prin urmare non-P, știi? Deci? El a zice tot P. Și el zice tot. Da, dar asta e... Deci ca și cum? Și asta o vezi pe net. Deci, deci oamenii nu văd că tu ai făcut 5... Asta e natura? Ce te faci? Joacă-o pe asta. Dar mă rog, a zis P implică Q, tu ai zis... De, ceva, da. Nu, el a zis P, tu ai zis Q implică non-P. Și el trebuie să bată cu Q acum, știi? Care i-a dislocat. Da. Ori el nu se bate. Nu se bate, da. Și s-ar draci, știi? Discuții paralele. Da, da, el zice în continuare, pe, tu zici da, dar el implică non pe. Dar el nu se bate cu el. Tu zici da, dar capa implică non pe. Stai, Costel, dar ții ce s-ar... Adică și mie s-ar... Da, de fapt. De ce s-ar draci? Păi poate la omul... Știi, deci poate n-a înțeles. Deci poate nu e rea intenție. Ai două chestii. Poate fi și lenă intelectuală, poate să fie și deficit. Păi, dar îl întrebi. Sau ăla cu geaca, e geaca ta sau e geaca mea? Uneori și lipsă, pentru că suntem sensibili la chestii. Da. Nu vrem să pierdem discuții, știi, sau conversații, știi? Bă, pentru că, da, ești mai tare dacă o câștigi decât dacă o pierzi, știi? Înțelegi? Și nu, o ține pe lui, deci vrea să aibă superioritatea. Ai, înțelegi? Ai ideea că și tu ai asta, dar pe de altă parte tu te mai gândești și... Hai să vedem. Știi? Hai că îți dau eu una. O furtună. Ok, strict pe litere, dacă, și e ultimul lucru. Dacă vă plictisește, spuneți voi. Deci, oricum le facem clipul. Eu zic, da, nu, asta sigur ajunge clip. Eu spun P, tu spui Q implică non-P. Așa. Și eu spun, da, dar R implică non-Q, da. Și R implică P. Maybe. Deci, o iau din nou. Implică, eu spun Q implică non-P. Eu spun P. Tu spui Q implică non-P. Eu spun da, dar R implică non-Q și R implică P. Da. Dar ideea e că n-am văzut asta de când. Rar sau niciodată, știi de. Mine, adică ăsta ar fi un contraargument, da, mă rog, da, asta da, zice da. Și păi nu, de fapt îmi resping și pe zi. Că e ok să ți-o... Nu ți-o resping, că acum mutăm discuția pe să R. Să ai și dreptate. Da? Adică... Păi nu, dar face ce am făcut eu, știi, dar da, ideea e că ai deplasat. Da, dar da, R-ul care trebuie zic... să și implice P, că altfel discutăm de cu totul altceva. Da, știi? E o greșeală. Sau să fie consistent. Da, dar lumea nu face asta. Lumea zice doar... Nu știu, poate asta aveam în vedere, că... Discuția cu drumurile, știi? Nu, drumurile trebuie să fie de stat. Tu ai introdus câteva variabile și te aștepți ca el să joace cu ele. Da, să fie receptiv, să... Și nu, drumurile trebuie să... Ce să zic? Mai... Ne retragem nu, idei, nu să înțelegi că așa sunt oamenii. E o minoritate receptivă la idei noi, știi? Și nu te mai chinui, știi? Ah, ok, am înțeles. Deci, opțiunea ta e că trebuie să fie de stat, opțiunea mea e că nu trebuie să fie. Asta e. Da. Bun. Pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și răbdare și vă rog libertate, că e mai bună decât toate. Răbdare, îți dai seama că nu stai nici dracu să uite 5 ore.